Bună seara din nou, oameni buni! Continuăm seria dezvăluirilor despre povestea de dragoste a lui Ștefan cu fata unui general de securitate înainte de Revoluție și SIE după Revoluție. Știu că v-am făcut curioși, că v-am lăsat în suspans, așa, continuăm acum și am rămas, dacă mi-aduc bine aminte de ieri, la Mercedes-ul alb, care îi ducea pe Mir la nuntă și la nunta de la Casa Centrală Armatei, nu? Da, Salonul Bizantin. Bizantin, da. Da. Care există și acum, mă rog. Și se mai fac nunți și acum, în ziua de azi. Se fac, dar cu exclusiviste, adică Casa Centrală. Și îmi spuneai de cadouri și acolo te-am întrerupt sau ne-am luat cu vorba în altă parte. Cadourile astea le-ați primit și la oameni care nu au fost la nuntă, nu? Deci majoritatea nu au fost la nuntă. Aha. Deci a fost... Deci au fost niște personalități, ca să-ți imaginezi, era unul șeful aeroportului Otopeni la vremea respectivă, îți dai seama ce însemna aeroportul Otopeni, toate importurile, exporturile, tot ce era cu avionul, tot ce, adică tot ce marfă scumpă sau de foarte bună calitate, plus vama respectivă implicită, era un general Pantea, care era șeful aeroportului, unul grăsuț așa, cam mai mare decât sunt eu acum, și care a venit la nuntă. Deci au fost numai personalități din astea care cumva de mâna a doua, dar și ăsta de mâna a doua era șeful aeroportului Otopeni, îți dai seama, da, adică da. Ce însemna aeroportul Otopeni la vremea respectivă. Așa, în sfârșit... Deci haideți să vedem, deci cadouri. Ce cadouri ai primit? Cadouri fabuloase. În primul rând am primit o stivă de hârtie fotografică Kodak, un palet așa de... Când a să cu voi nunta? În ce lună? În august. August 1990. Da, în primele zile ale pe 4 august 1990 s-a întâmplat. Ok. Așa și pantofi, costume, bijuterii pentru mireasă. Și unde s-au trimis cadourile astea? S-au vrut acasă sau la casa voastră? Nu știu unde, dar ni le aduceau șoferii de pe la, așa zis, un minister. Deci eu încă nici în momentul respectiv nu înțelegeam că omul ăsta e de la securitate, de la fosta securitate. Tot aveai impresia că e ceva din minister. Da, ziceam că e un minister, Ministerul de Externe, care se ocupă cu ambasade. Știam că zicea, ăsta e de la ambasadorul din Brazilia, ăsta e de la ambasadorul din Africa de Sud, ăsta e din ambasadorul din Germania. Și erau chestii foarte scumpe, foarte valoroase. Țin minte și acum am primit o pereche de pantofi Valentino. Handmade, scria pe ei. Frumos de Valentino până 2000 și... Așa, dar vreau să spun că n-a avusesem în viața mea asemenea pantofi. Deci mergeai că eu aveam impresia că zbor, că e ceva fabulos. Adică îți dai seama în România anilor incredibil, 90. Incredibil. Și ce să spun, totul era de firme, aparatură electronică. Deci cumva în filmul ăsta cu Secretul lui Bacchus, da. Secretul lui Bacchus, când primea ăla tot felul de cadouri, că tot așa era la nuntă, da. Da, așa la nuntă, dar chestii valoroase. Și oamenii aia nici n-au venit. Deci astea erau cumva atenții care... Probabil că fiecare ambasadă are un atașat ăsta care este din SIE și atunci ăla i-a zis, bă, vezi că se mărită fata șefului. Șefule, nu trimitești noi ceva. Da, dar n-ajungeai la ambasada aia dacă nu... Știu, dar zic că probabil că pe canalul ăsta au aflat ei că era nunta voastră, da. Că la din Brazilia ambasadorul n-avea de unde să știe că se mărită. Avem vreo 150 de ambasade și vreo 60 de consulate. Imaginează-ți ce cadouri mi-au venit. Da. Adică umplusem o cameră, n-avea rost să mă uit în ele. Nici nu te-ai uitat în ele, a? Da, aveam la capul patului o noptieră. Și era plină cu, asta nu le-am primit la nuntă, ni le-a lăsat socrul, plină cu stive de sute de ale albastre de Bălcescu. Era înainte de inflație. Înainte de inflație, inflația a fost undeva până în 1991, încă cu bani. Cât era un salariu atunci? Deci era tot pentru așa, vreo 3.000 de lei, inginer, cred că... doctor, 3.000 de lei, simplu. Nu erau foarte mari diferențe, pentru că comuniștii făcuseră uniformizare
între personalul TESA și muncitor, și adică erau cam, da, da, da. Puteau un muncitor să câștige mai bine decât un inginer, că era un acord global și nu știu, vorbesc înainte de Revoluție. După, pe urmă, s-au stricat lucrurile. S-au stricat, dar nu atunci când aveai tu sertarul la plin cu hârtii de sută. Dar n-aveam ce să fac cu jumătate de metru cub de bani. De bani, pentru dar că... Dar câți erau? Ce sumă? Nu i-am numărat niciodată. Cred că erau 200-300 de mii de lei. 500 de mii, plus cec de mașină, aveam și cecuri de mașină, deși aveam mașină, ne dăduse să cum și o mașină. Deci am fost unul dintre privilegiații regimului. Pe de o parte, bine, eu începusem să povestesc și la partiță, am zis că prietenul nostru pe care l-ai cunoscut, Daniel Iescu, ăsta știa tot. Băi, iar am ăștia, uite ce fac, băi, fane, ai grijă de unde au ăștia, să nu fure după undeva, toată lumea spunea, bă, nu știu, de la Ministerul de Externe, ziceam eu, dar fără nicio legătură, că eu nu știam că securitatea are și o componentă externă, externă și da. Care s-a despărțit pe urmă și care, mă rog, plus că ți-am zis, toată lumea asta mergea civilă, îmbrăcată civilă. Eu mă așteptam că securiștii sunt toți îmbrăcați cu petlițe albastre. Petlițe albastre și cu haine văzusem pe unde mai văzusem, chiar și la Casa Poporului, să știi că erau foarte mulți securiști care supravegheau, mai ales când venea Ceaușescu. Ceaușescu venea săptămânal. Și erau îmbrăcați în uniformă. Veneau în uniformă, veneau cu uniforme impecabile, curate și de multe ori le dădeau la OPS să facă că ăia lucrează. Pe noi ne băgau că era murdar, plin de beton, jegoși, ne băgau la un subsol și îi scoteau pe ăștia să făceau că lucrează. Lopez noi nouțe. Și Ceaușescu s-a uitat la ei cu căști noi, cu salopete noi, totul nou, nu salopete, ștoc, haine militare, atunci, da. Ștoc. Da, și bă, la Ceaușescu l-am să uita și el, bă, dar cum muncesc ăștia în praful ăsta și în mizeria asta și nu au o pată pe ei, dar era o chestie tot de conduită militară, că uite, bă, cum păstrăm noi armata română, că uite, așa îl mințeau pe Ceaușescu, probabil. De în sfârșit, și spuneam de nașul ăsta al nostru, timp de 2 luni de zile îi trimitea nevestimii ca viitor naș și îi trimitea orhidee venite special din Thailanda. Deci erau nu știu ce curse cu Doha, cu nu știu ce, că nu era cursă directă. Deși ai să râzi, imediat după Revoluție am avut o cursă de America, păi Delta. Am mers eu cu aia la New York, Delta. Cu Jolt am mers în 94, cred că 95. Da, care s-a retras. Deci aveam cursă directă 97. București-New York, știi? Erau Airbus-urile alea care le-au scos, erau două Airbus-uri de alea mari care le-au scos din uz până 2000 și ceva. Așa, și bine, în Franța și de la Londra și de la Paris erau concordurile astea cu reacție, care făceai doar 3 ore până la... 4 ore și un pic. Depinde. Până la New York, Londra-New York. Da, de aici voi făceați 12 ore, făceați. Da, 12 ore ceva. Mergeai da, de te săturai până la... Da. Așa, și mă rog, eram cumva, toată lumea mă invidia, deși eu, mare parte din ce aveam eu, de exemplu aveam când ne-am mutat în noaptea nunții, imediat după nuntă, aveam un sul de hârtie de calc de 2 metri înalt, așa de hârtie, noi la studenți la Politehnică, ca să prinzi o bucățică de hârtie de calc era mare jmecherie, că nu găseai nicăieri. Și aveam un sul de 2 metri gros, așa că hârtia de calc e foarte subțire. Ai dat la toți colegii. Am dat la toată facultatea și nu se termina niciodată ăla, că n-aveam ce să fac cu el. Adică pixuri, aveam de toate felurile, care majoritatea a început să se usuce, că erau de ani și ani de zile. Nu știu de unde, stocurile armatei erau acolo, nu știu ce să zic că erau la mine acasă, știi? Fiare de călcate, sticle vizoare. De whisky, o grămadă, lăzi de săpunuri. Noroc, deci din punctul ăsta de vedere, mă, omul mi-a dat tot ce a avut el mai bun și pe funcția asta. Că și acum șeful SIE, executivul sau eu știu, și în alte țări, numai în spațiul românesc, au asemenea avere. Adică eu am imerit într-o zonă și pentru că de care m-am mirat și pentru că veneam dintr-o sărăcie, Lucie, da. Aveam un recamier, cum îi ziceam eu, cu niște arcuri de nu puteai să intrau fund. Îmi intrau în spate. Am avut și eu, știi? Recamier de la. Da, și... și mai venea un nene de la și mai schimba cât un arc. Da, care se rupea și ți intra în tapițier de la, da, ieșea în pânza aia. Da, și puneam câte o pătură, nu știu ce mai puneam ca să nu mă înțep. Să nu simți arcurile. Și aici
aici când am ajuns aici și era toată, pentru că să știi, canapele de alea italiene. România exporta mobilier în Uniunea Sovietică, de exemplu, iar rușii așteptau câte 7-8 ani, se înscriau pe tabele și așteptau 7-8 ani să le vină mobilă din România. Da, de la fabrica de la Arad, care făcea și pentru Ceaușescu, cu mobilă sculptată manual. Da, și cu... Cu și biroul Ceaușescu astea, cu copitele cailor și sculptate și cu... lemn de trandafir, da, 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 și cu toate drăcovenile posibile. Deci vreau să spun că spațiul ăla în care locuiam eu era... Murdușit cu... Da, și aveam un sentiment așa de... Mai ales că mă întâlneam cu, pe de altă parte, că eu acum... Tu ți-ai păstrat prietenii săraci, cum ar veni. Mi-am păstrat prietenii săraci. Eu, colegii mei de facultate care văd, or să vadă podcastul ăsta, poate să confirme, probabil. Eu și când luam bursa la facultate, mă duceam cu ei, aveam o cantină la Facultatea de Transporturi și le dădeam toată bursa mea, le cumpăram mâncare, sucuri, mâncare. Totdeauna am fost generos, așa să zic. Da. Eu și la școală îmi dădeam maica mea cât un sandwich și eu nu-l mâncam că mă gândeam că poate cineva care n-are ce să mănânce și îi fa poftă și după ce mă rugam de toată lumea și vedeam că nu vrea nimeni, dar abia îl mâncam și eu, știi? Deci am avut asta și tu mă știi, poți să confirm că așa funcționez eu, adică am avut o jenă din asta și mi-era o jenă de luxul că mă duceam îmbrăcat, n-aveam decât haine de, pe care le purtam odată, știi, cum erau costumele pe care le luasem de la PAC, astea care îmi veniseră din Germania, din Franța, Pantou, din Anglia. Valentino. Da. Deci nici o clipă n-am bănuit că e vorba de securitate. Deși eu mă duceam în continuare încoate la partid. Mă întâlneam cu oamenii ăștia, stăteam la ședințe. Și de zi, știi, ce cu pantofii ăștia Valentino, că costă $2000? Da, unii se mai mirau așa, dar securiștii, să știi că erau îmbrăcați prost. Eu vorbesc de o super categorie securistică unde animerisem eu. De securiștii de rând, pe care știam și eu că erau, de exemplu, când trecea Ceaușescu în fiecare zi pe Calea Victoriei, avea traseu. Bine, erau ăștia tablacii probabil, nu erau, da, erau ofițeri sau ceva. Erau îmbrăcați cu niște pantofi stâlciați, cu haine care erau mai mari pe ei sau decolorate. Da, da, sau... erau ăștia linia întâi, nu erau general. Așa, și noi cu ăia credeam că sunt securiști, știi? Da, că nu întâlnisem fruntea, știi? Și povestea omul că, domne, eu am aranjat vizita lui Ceaușescu la regina Elisabeta, eu am adus diamantele sintetice în România. Deci povestea socrută, nu? Da, povestea așa ca cum de pe externe, că eu am adus fabrică de diamante sintetice în România, eu am adus Rombacu, care era, știi, avioanele astea. Da, da, au făcut cooperarea aia între România și Marea Britanie și aveau motoarele aia de... Care bârâiau și erau fuseseră interzise în Europa și noi le-am luat să le producem noi la București și la Bacău, știi? În sfârșit, a fost o păcăleală atunci, dar așa l-au primit pe Ceaușescu, pe condiționalitatea asta, bă, mi-ai linia de rombacuri, care n-avem ce face cu ele, mă rog, în sfârșit. Și eram destul, în continuare, instructajul mergea, vreau să spun că înainte de nuntă am omis un episod foarte important. Socrul meu zice, vine cu niște hârtii de astea care se completează la primărie înainte de căsătorie, și zice, vezi că, uite, hai, semnează-te aici. Și când mă uit eu, văd că pe mine mă chema numele lui de familie, era trecut la mine. Știi, când te căsătorești, poți să iei numele soției, numele soțului sau ambele nume. Când am văzut numele lui, zice, păi ce așa, dai că tu a murit, nu mai contează. Ei deja prinseseră un fel de putere asupra ta, un fel de control. Nu asupra mea, asupra societății. Nu mai aveau teama aia de la început, de după Revoluție. Au văzut că, bă, stai puțin că tot noi suntem, ne-am înșurubat pe posturi, am început să luăm din nou puterea. Nu prea mai aveau așa mare nevoie de mine. Adică eram bun cumva cu sindicatul ăla liber din Politehnică, cu tata fost dizidat. Dar nu mai depindeau... Dar nu mai eram cumva un fleac, așa ceva. Vreau să spun că decanul facultății venea și o saluta pe fosta, și ăla era probabil tot pe sistemul lor. Și o să vă povestesc mai târziu cum, mă rog, mi s-a propus să mă duc la post și mi-a spus că mi-aduce diploma mai, că oră să mă mai duc la cursuri. Cum se întâmplă și în cel ales, că l-a zice tot așa... Domne, ce vrei să te faci, arhitect? Lasă că ți-a zicem noi diploma. Păi cum, domne, fără să mă duc la facultate? Da, fără să te duci, o aducem noi. În sfârșit, am găsit foarte multe similitudini cine a făcut filmul ăla cel ales.
a știut cum funcționează securitatea. Cu securitatea. Nu, dar sunt atât de multe lucruri reale, eu mă uitam. Sigur i-a povestit cineva. Dar așa funcționa, deci lucrurile alea sunt reale. Reale, reale. Așa, în sfârșit. Deci uitați-vă, am spus și în partea întâi a podcastului, uitați-vă la filmul cel ales, îl găsiți pe YouTube, nu? Da, îl găsiți pe... Care e un fel de documentar despre fosta securitate și se leagă foarte mult cu ce povestește ceva. Cu Bogdan Stanoevici, care a și murit de COVID, e un actor român, el este în rolul principal. Și un film foarte frumos, românesc, cu Laura Cosoi și pentru cine n-a văzut prima parte. Deci partea asta e o completare pentru ce am început. O să le numești cu 1 și 2, nu? Și asta o să fie 2, Sorin, nu? Da, asta o să fie 2. Așa. În sfârșit, acum, mergem mai departe. Omul mă instruia permanent. Îmi făcea instructajul, cum să mă uit pe stradă, cum să vorbesc, cum să răspund la telefon, cum să mă prezint, cum să mă îmbrac, cum... Deci totul era... Chiar glumesc cu prietenii mei, mai colegii mei de facultate de atunci, a zis, bă, eu cred că am fost la un fel de școală de securitate fără frecvență, pentru că eu seară de seară eram obligat să mă duc la ei pe ideea asta de instruire. Dar nu îți dai seama. Nu-mi dădeam seama. Eu luam așa în glumă că tu nu ești educat și noi trebuie să te educăm și că înregistrez ce vorbim ca să mă ascult eu seara să văd unde am greșit. Până mă, când am început să ne certăm, zicea, păi te înregistrez, mă, zgubilitricule, că nu recunoști ce declari, știi? Eu niciodată ce declar, domnule, că nu sunt la miliție să declar. Nu mă gândisem că trebuie să declar ceva, adică ce eram la declarații. În sfârșit, și trece timpul, rămâne în toamna, deci în primăvara următoare, deci 91. Stăm toată toamna, lună de miere fabuloasă la Hotel Alpin, care era un hotel exclusivist și nu puteai să intri acolo, tot așa pe sistemul securistic și cu microfoane și cu ce aveau ei acolo, erau, adică te lăsau să te duci doar dacă te ascultau și te, adică era cumva specializat, mai ales în 1990. La Coliba Haiducilor, la Viorel, da, Viorel, da, da. Ne vedea, era disperat, că era și el speriat de ăștia și normal. El știa cine sunt ăștia, eu nu știam. Și când ne vedea, ne întâmpina el personal cu flăcări, cu haiduși din aia, pe cai, da, cu haiduși pe cai ne aștepta. Da. Deci erau unii pe cai cu flăcări care ne așteptau când intram în cârciuma lui, știi? Și mâncam câte doi pui, atunci am îngrășat pentru prima oară, că făcea pui ăia grozav, eu cum eram la pomis, jar, da, pui la jar. Jar, da, așa, și stingeau lumina și puneau spirit pe pui și îi dădeau foc, știi? Da, mi-aduc aminte. Așa, știi, când te-am dus pe tine prima oară la 93, știi că mă cunoșteam cu... Da, da, m-am spus ceva de acolo și a venit Viorel imediat și ce mai faceți, ce mai... Bă, s-a gândit că și tu ești tot un secret, că nu știa că divorțasem de ăștia și mă despărțisem de ei. Mi-aduc aminte, da, când am fost noi prima dată, 93. Da, și Sorin, uite, Sorine, vezi cum mă așteaptă pe mine lumea aici, că nu s-a dus seră toate zvonurile. Așa, și rămâne, trec anul 3, deci trecem, începem okay. Toamna, luna de miere, ți-am zis, o lună întreagă a fost o lună de... Când ai aflat că e socrul tău securist? Când mi-a spus el. După cât timp? Când a rămas fosta mea nevastă gravidă, deci în primăvara următoare, în 91, rămâne, eu bucuros, rămâne nevastă mea gravidă, însărcinată. Ăsta simțea că nu poate să mă tragă pe mine cum ar fi, plus că el, ți-am zis, avea o altă dimensiune acum, erau pe poziții de forță. Dacă cum imediat... sunt și acum, ziua de azi, au prins... Nu știu dacă mai sunt aceiași, adică e o discuție aici. S-a transmis aici. Din generație în generație foarte mulți copii de-a lor și foarte mulți... Mai ales că pe mulți a trecut în rezervă, să știi că trecerea lor în rezervă de foarte tineri, asta la că îi trec la 42 de ani, la 45 de ani, a rămas tocmai în perioada aia când au vrut să scape de generația aia... Da, dar ăștia crescusele deja copii, ginerii... Care au venit tot în sistem. Caz, special că ai cam refuzat, dar 90% n-au refuzat. Da, pentru că majoritatea copiilor lor au lucrat tot în sistem. Chiar și fosta mea nevastă a spun, rămas adică, în sistem. Așa, și mă rog, rămâne însărcinată tot așa. Nu mai vorbeau colegii cu mine. Toți începuseră să zică că m-am măsurat din interes. Eu iubeam sincer pe fata asta, adică nu era...
cazul de așa ceva. Chiar și la partid ăștia foștii... Te-au marginalizat. Nu mă marginalizau, dar era teamă de mine, cum zici tu, că mă vedeau cu Valentino, cu nu știu ce diplomat, cu nu știu ce haine, cu nu știu, adică vezi un om că e altfel îmbrăcat, știi? Nici măcar de fosta mea nevastă, ți-am zis că avea o educație specială. La un moment dat o întreb, înainte să aflu că e taică sunt securist, o întreb, zic, mă, dar zic, tu ai ceva englezesc, avea un comportament englezesc, ce văzusem eu în linia maritimă. El ți-a spus nici după ce v-ați căsătorit? Nu mi-a spus nici după ce ne-am căsătorit. În linia maritimă, Onedin, în filme englezești, în David Copperfield, în Marile Speranțe, lui Dickens, erau niște ecranizări din asta. Și am văzut, bă, zic, e ceva, o similitudine între cultura englezească și comportamentul nevestimii, știi? Și zic într-o zi, mă, tu ai ceva englezesc în tine. Îi zic eu așa, dintr-o, după ce văzuse în toate filmele astea, toată copilăria mea, zic că tu ai ceva englezesc. Și asta începe să râdă. Zic, hai mă, zi-mi ce te și vorbești engleza perfect. Zic, ce, de unde te engleza asta ta perfect? Zic, ce profesor ai avut? Zice, păi, zice, eu am stat 8 ani în Marea Britanie. Am făcut un liceu catolic. Tata a fost șeful agenției economice din Londra, dar nu fără tot așa, fără nicio legătură cu Brunel Ceaușescu, agențiile astea economice erau tot conduse de securitate. Normal. De exemplu, Băsescu a fost șeful agenției economice la Anver pentru Europa de Vest. Ăsta, socrul meu, era șeful lui cumva, adică în deasupra, că sediul era la Londra pentru toată, acolo era centru comercial, pe urma decăzut Londra. Deci Băsescu a fost subordonat un socru de părinte de securitate. Da, și ăsta, Băsescu a fost o lungă perioadă la Anver, la Anver știi că au fost poveștile alea, că a dat foc la nave, că făcea... Da. Acolo se pare că a fost și racolat de linie externă. Așa, și zice, eu am fost 8 ani cu tata în Marea Britanie, zice, și am la post și de acolo. Și vă dai seama, am rămas, eu am văzut că aveau servicii de cafea cu scris în engleză, cu firme englezești, lucruri englezești, adică foarte mult, dar mă gândeam că tot pe linia asta a ambasadorilor, ambasadorilor care, au da, care au trimis, care așa. Și mă rog, am rămas uimit, zic, bine mă, și acum îmi spui, după ne cunoaștem de 3 ani de zile deja cu anul ăla în care nu vorbisem, dar vorbisem septembrie și octombrie în primul an de facultate și zic, și pe urmă, nevasta mea și eu să nu știu, tu îți dai seama, Sorin, deci ea avea atunci 21 de ani, 8 ani, aproape jumătate din viață și-o petrecuse în Anglia. Și eu nu știam că a soța lui. Tu îți dai seama ce secretomanie absolută. Eu, la mine, dacă aș fi fost o zi în Bulgaria, m-aș fi dus. Uite, nu ai fost în Bulgaria, mi-a luat parfum de la de trandafir, mi-a luat un cisor de argint. Da, m-am luat BT, știi că era la BT, era șmecherie. Sigur, luam ca să-l comercializez eventual. Și ea fusese 8 ani și eu nu știam nimic. Deci era o secretomanie totală, un instructaj din ăsta pe care mi se impunea și mie. Nu mai spune la nimeni, nu vorbești ca în gură spartă, vorbești că mă întâlneam cu cineva și povesteam, am fost, nu știu ce. Și n-ai voie să vorbești, eu care de-abia mă inițiasem liber, în libertatea de exprimare și asta vorbeam și la partid și în piața universității și la mineriade. Vreau să spun că la mineriade am fost și eu, m-am dus și eu la mineriade. În 91 și m-au văzut în minerii cu geaca aia de blugi care avea de la socră, mă știi, în metrou. Deci opreau metrou în piața universității și treceau cu coz de lopată pe umăr și dacă te vedeau mai dubios, mai nu știu ce, și eu am ieșit când am văzut că vin din partea aia, m-am urcat în următorul metrou, că nu treceai până el cum sunt acum, erau vagoanele separate, da, fiecare vagon. Așa, în sfârșit, trecem peste asta că să vorbim mai de securitate. Și agitație mare, vreau să spun că la mineriade, socrul meu a venit acasă vreo 3-4 zile, când a fost balamucul ăla cu Ion Iliescu, cu arestații, cu... Și mie, mă rog, nici eu nu m-am dus, că aveam și sesiune, atunci era iunie, era chiar sesiunea de la Politehnică și noi aveam niște sesiuni foarte grele, dar mă duceam în piața universității, seara mă duceam, știi? Chiar și de la nuntă, de la Casa Centrală a Armatei, m-au spuseseră ăștia, vezi că avem meeting și am fugit de la nuntă 5 minute,
m-am dus în piața, am să le spună ăsta, bă, nu pot că mă însor, știi? Păi și pe noi nu ne chem, bă, prietenii care mi-au făcut să... Bă, nu pot că e ceva exclusivist, abia aveam loc. Mi-am întrerupt și cred că e o chestie foarte importantă când mi-ai spus că ți-a dat hârtile în față, ne-am luat cu altceva. Da, da, cu numele. Și da. Ai văzut că dispăruse numele tău acolo și apărea ciobanul deci, Ștefan. Numai, deci fără să spunem nume. Așa și numele de familie era trecut numele lui de familie. Și am zis, dom'le, știi care trebuie? Eu nu renunț la numele tatălui meu. Păi hai să le luăm pe amândouă, să mă cheme pe amândouă. Nu, dom'le, ori numele meu, ori niciun nume. Zic, dom'le, zic așa, atunci nu, am zis eu. Am fost foarte stăpân, ce numele tatălui meu, la numele tatălui meu nu vreau sub nicio formă să renunț, că eu țineam foarte mult la tată. Păi atunci, uite cât am făcut eu pentru tine, v-am dat casa, aveți tot ce trebuie și nu vrei să fiu eu tatăl tău, să îmi iei numele meu? Zic, dom'le, îmi pare rău, dacă vreți amândouă, dacă nu, eu doar numele noastră, nu vreau să-l iau. Și vreau să spun că aveam nunta peste vreo 6 zile, cu unia, era atunci primăria sectorului 1 la piața Amzei, oficiul stării civile, la purcai pe scările alea din piața Amzei, nu știu dacă știi. Și acum e ceva, nu știu ce au ăștia de la primăria sectorului 1 acolo. Și mă invitasem rude, prieteni, mă rog, care să vină la nuntă și eu mă încăpățam să nu semnez documentele alea, că nu vreau cu numele ăsta. Și mă rog, până la urmă, tot ei m-au păcălit că au pus o mătușă de-a lor să-mi spună că, dom'le, știi că juridic, chiar dacă ții numele socrului al nevestii la început, poți să revii și m-am gândit, zic, bă, știi ce, bă, atunci a fost prima mea fisură cu numele, da, știi? Să nu fac scandal în familie, să se supere da, deci de bastă mea. Da, deci era o presiune, sunaseră toate rudele mele, toată lumea, ce numele ăsta e Hohenzor, ce e jicol ăsta, că nu e cine știe ce. Știi? Deci a fost o cedare, de fapt ce a fost asta? A fost un antrenament general pentru că în sistemul serviciilor secrete numele conspirative sunt foarte frecvente. Ăsta, pe Lenin, de exemplu, nu-l chema Lenin, îl chema Ulianov, știi? Pe Stalin, nu-l chema Stalin, îl chema Saakashvili, ăsta e ăsta, al tău. Da, nu mai știu cum dracu. Mă rog, codează, da. Așa. Deci aveau nume conspirative. Deci tu trebuie să te obișnuiești că dacă la servicii spun, bă, vezi că te cheamă Ion, tu trebuie să accepti numele ăla de Ion, chiar dacă tu ești Vasile, de fapt. Nu te apuci, ce domne, pe mine mă cheamă Vasile, nu vreau numele de Ion. Pentru că pe tine te trimit în misiune cu un anumit act, cu un anumit, și trebuie să accepti asta, știi? Dugașvili îl chema pe Stalin, Dugașvili, Georgian, tot de aia. Da, da, da. Așa, și ăștia au rămas cu numele conspirativ, deci au fost toți securiști, adică bă, la vremea respectivă, la începutul secolului 19, mulți, nici pe ăsta, Willy Brandt nu-l chema așa, nici pe ăsta de liberarea Palestinei, cum naiba îl chema. Yasser Arafat. Yasser Arafat nu-l chema așa, deci toți au fost vin din sisteme. Deci n-ai acceptat... Așa, și m-am dus acasă, deci nu m-am mai dus la ei, nu mă duceam, știi că ți-am zis, seara eram obligatoriu să luăm masa împreună. Nu m-am mai dus la ei 3 zile, s-a rupt așa cumva relația, dar au început să sune la familiile, la familia mea. Probabil și la prietenii mei. Probabil că făcea presiune el da. Asupra lor. Și până la urmă am cedat, zic, bă, știi ce, o să mă însor cu numele ăsta și până la urmă peste ceva timp după ce... O să-mi iau numele înapoi. Așa și o să stau la casa mea și o să stăm separat de ei și cu nebunul ăsta cu numele mă lui. Mă duc la notar și... Nu înțelegeam, nu la notar, pur și simplu e un act administrativ de te duci. Dar bine, trebuie să fie de acord și nevasta ca să schimb numele. Deci oricine poate să revină la numele dinainte de căsătorie. Cu acordul soțului. Cu acordul soțului, da. Și rămâne așa. Deci am terminat cu căsătoria, luna de miere, totul superb. Un pic relațiile s-au răcit. Ne-am mutat separat și nu prea mai mă duceam. Ea cumva să lipise mai mult de mine, să rupsese de taicăsu, ceea ce a provocat oarecare nemulțumire din partea lui. Adică tot o chema la ordine, tot... Tu atunci aflasești. Nu aflasem nimic. Okay. Nu aflasem nimic. Rămâne însărcinată în martie anul următor. Și 91. 91, da. Mă tot așa, pricopseală, bogăție, bani de n-aveam ce să fac cu ei, dar
Eu modest în continuare, adică mi-era jenă de ce nu aveam. Nu profitai de ce aveai. Nu m-am afișat niciodată cu chestii mai mult. Dar luai bani în sertat acolo, mai plăteai la colegi de la partid sau da, la alții, mai plăteai câte o masă. Da, asta, asta vreau să spun, că dădeam colegilor, eu așa am rămas în facultate, colegii îmi spuneau neafane, că eram foarte darnic, adică mie mi se părea normal să dau din ce am, știi, le duceam din, de tot ce, tot ce puteam să le duc, să le duc. Așa. Mai mult sau mai puțin cu acordul nevestimii, pentru că ea nu îi spusese tasul să nu dăm nimic și acum înțeleg de ce, nu neapărat din zgârcenie, că nu era un ca tip să se prindă ea că, că de unde avem de unde noi și până să ajungă pe fir și atunci se deconspira sursa, știi? Adică era o chestie de protecție pe care acum o înțeleg, atunci nu o înțelegeam foarte bine. Și mă cheamă socrul meu, află că este însărcinată nevasta mea, luna a treia spre a patra, mai, nu știu pe unde ne-am mai dus, noi ce am mai făcut, zice, hai să stăm de vorbă. Zice, uite mă băiatule, fii atent aici, care-i treaba. Zice, vezi că lucrurile s-au complicat, o să aveți și voi un copil, asta e foarte bine. Zice, da, trebuie să știi ceva, adevărul. Zice, ce adevăr, mă gândeam că e înfiată nevasta mea, că m-am gândit la, pe moment la tot felul de tâmpeni, că nici pe-n cam nu întrecea cu securizul. Ce uite care-i treaba, zice, eu sunt general, eu conduc SIE, conduc Serviciul de Informații Externe, zice, și zice, sunt, să știi că, știu că tu ai o părere foarte proastă despre securitate, dar trebuie să înțelegi că ea a fost un mamut, a avut și o latură ticăloasă și cu așa, dar a avut și o latură umană. A avut și o latură de vârf și nobilă și cu oameni de calitate, din primăveri, cum din sunt chisele, și eu din... Și uite, eu am fost șef de promoție la Băneasa, la școala de la securitate la Băneasa și sunt scris cu litere de aur. M-am gândit pentru o clipă cum o fi cu litere de aur pe o placă de marmură ca la cimitir, așa cum sunt scris ăștia acolo, știi? Pă, da. Așa, și zice, și mi-am echivalat și am terminat școala de, de securitate de la Băneasa și mi-am echivalat și dreptul șaseu. Mi-am echivalat ambele universități. Gândeam cum dracu să-ți echivalezi, aia era de 3 ani, aseu era de 4 ani. Aseu era de 4 ani, dreptul era de 4 ani, cum să-ți echivalezi și normal, dreptul șaseu ce vrei, cu o școală de 3 ani, știi? Cu două telefoane. Așa, și... oricum erau, mă întreba mereu când erau examene grele, aveți probleme, mâine te ajutăm. Eu nu vreau niciodată, eu l-am 7 sau chiar și 6 la examene foarte, foarte grele. Fosta mea nevastă lua 10, știi? Adică era un, era o, un intervenționism protecție, acolo, da, da. Și aveau, aveau putere foarte mare, rămăseseră vechile relații acum, ca la decan de sau la, știi? Acum nu știu, nu știu cum mai funcționa. Toată lumea e frică de servicii, știi, și în ziua de azi, adică când au, bă, serviciile, bă, aia, unul de la serviciu, aia, e omul serviciilor, nu te apropia de că e omul serviciilor, adică și în COVID-23, la fel, o pățești, da, da, da. De ce să găsesc ceva, să fac ceva, cum au făcut că, și cu implicarea atunci, când au fost cu Coldea și cu Cheveș și cu asta, au luat și oameni nevinovați, când au fost cu zornetul de cătuși atunci, adică erai, nu erai cu ei, erai împotriva lor, te lua automat mascații, da, te luau mascații cu televiziuni, cădeai prost în fața vecinilor, colegilor și... te distrugeau pe viață. Adică astea vorbind de chestii din ziua de azi, nu de acum 30 de ani. Și okay. Probabil că lucrurile astea se întâmplă pretutindeni în lume. Nu, nu cred știu că dacă specific, la nivelul ăsta. Specific doar spațiului nu românesc. Știu dacă la nivelul în care la noi controlează 100% serviciile politicul. Nu știu dacă toate statele din lume serviciile controlează 100% politicul. Normal ar trebui într-o democrație ca politicul să controleze serviciile, nu serviciile politicul. Vrei politicul. Să spun ceva la cum arată politicul spațiului românesc? Înseamnă e mai bine că îi controlează serviciile, servicii, nu? Nu, și serviciile au decăzut foarte rău dacă da, selecția da. O fac în felul ăsta, știi? Da. Pentru că îți dai seama că una din funcțiile oricărui serviciu este să asigure securitatea statului. Și dacă tu pui niște tâmpiți acolo... Normal. Mă rog, hai să ne întoarcem la... Așa, și începe asta să-mi spună. Zice, uite care trebuie, eu sunt general, sunt, uite care, zice, uite, vreau să am un proiect cu tine grandios. Zice, ce grad ai terminat tu? Zic eu, caporal, că n-am, zic, caporal, ce e asta, ce e grad ăsta? Zice, fii atent, te fac locotenent major, te, imediat intri în servicii, te avansez la excepțional capitan.
Și peste încă o lună și zice, în septembrie te fac maior. Zic, locotene major mă făcea, pe urmă capitan și pe urmă maior. Și în septembrie, și în septembrie vă trimit la un post în străinătate. Zic, păi da, zic, eu sunt anul 3. Zic, cum, mai am încă 2 ani de politehnică. Ce, lasă-mă asta, că ți-aducem noi diploma, știi? Zic, exact ca în cel ales, știi? Zic, și zice, și poți să și rămâi la facultatea asta, și așa nu contează, o să-ți facem o echivalare și vedem noi cum mai facem, mai faci niște la ASE, nu știu ce îmi zice el să fac, sau la, nu știu ce, de asta, institut diplomatic, sau avea eu o chestie, nu mai țin minte. Eu am rămas blocat, zic, dom'le, scuză-mă, eu vreau să fiu inginer, eu am muncit foarte mult să fiu inginer, să intru la Politehnică, zic, n-am acces sub nicio formă să renunț la Politehnică. Ăsta s-a enervat toată. Bă, zgubiliticule, zici, eu am la unitate un inginer care se ocupă de partea tehnică, ăla n-are bani să ia pătuz la copil. Și tu vrei să fii inginer, nu-ți dai seama ce ți oferi eu, ce oportunitate extraordinară. În vremea respectivă, vorbim de 1991, generalul Izman ăsta Oprea, Gabriel Oprea, ăla care e general cu 4 stele, cel mai înalt nivel acum, bocancilor. Așa, era locotenent. De-abia terminase școala militară și râd cu prieteni de ăștia care știu situația mea. Bă, dacă tu erai maior atunci, ăla era locotenent, păi tu erai mareșal pe măsură ce-a urcat acum. Erai, na. Și zic eu, dom'le, îmi pare rău. Eu știu, tatăl meu m-a învățat să următorul cu, băi, fii atent aici. Atunci de-abia mi-am deschis eu capul și am făcut conexiunile toate ca să vezi ce tâmpiți sunt, că eu nu degeaba spun multora, bă, sunt unul dintre cei mai tâmpiți oameni din lume. Deci stau într-o familie de securiști și eu nu-mi dau seama că sunt ăia securiști, adică cât de prost să fii. Dacă nu de bună credință nu m-am gândit nicio clipă, știi? Și eu cosmetizau de așa mai... Și îți dai seama, omul ăsta zicea, băi, eu am fost șef de promoție, am fost cel mai deștept din anul meu. Adică omul ăla era, știa cum să vorbească. Acum nu știu dacă inițierea și recrutarea aia mea pentru securitate ce îmi pregătea, că mă face locotenent major și capitan și major și mă trimite la un post în străinătate, dacă era pe meritele mele sau pur și simplu că intrasem în combinația asta cu nevastă mea. O combinație între meritele tale și... Așa, deci era și din punctul ăsta de vedere mă potrivesc cu filmul ăsta cel ales, pentru că și ăla a picat ca musca în zăr, nu prea vroia să meargă, până la urmă l-au forțat, s-a terminat destul de tragic, cum era să se termine și la mine. Și cu tine, da. Așa, și zic, domne, eu sunt hotărât, nu mă interesează gradele dumitale, eu vreau să rămân inginer. Ăsta, nebunii, băi, tu-ți dai seama, eu nu las pe fiii mea să stea cu un inginer, îți dai seama, deci eu consideram că inginerul e cea mai tare și inclusiv fiica sa era inginer, dar asta era o chestie de acoperire, de ceva, ei aveau cu totul alte planuri, nu interesa diploma, că nu contează. În sfârșit, și nu-ți dai seama ce prostie faci, o înțelege. Eu zic, dom'le, îmi pare rău, eu inginer, vreau să fiu. Nu vezi că s-au desfințat întreprinderile și nu mai sunt locuri de muncă. A încercat omul să-mi aducă niște argumente logice și, într-adevăr... Au început să desfințeze fabricile, să desfințeze... Deci ei știau, totdeauna serviciile știu cu un pas, doi înainte. Știau care e planul pentru România. Pentru că eu când am terminat... Închidem fabricile, trimite oamenii afară. Nu, dar știau care e mersul, că erau energofage, aveau rapoarte, știau că nu mai e rentabilă piesa aia pe care o faci tu cu 10 dolari. Ea o face chinezul sau cu un dolar și degeaba produci tu, că zici că produci, că n-ai ce să faci cu ea dacă ea consumă mai multă energie și salarii și decât valoarea ei integrată. În sfârșit, și ne certăm. Deci aia a fost prima noastră ceartă. Eu aveam cumva supărarea de la nume. Deci atunci am considerat că a fost un șantaj. Deci am considerat că m-au presat și m-au făcut șantaj și cumva pe presiunea... Se tensionase relația între voi. Pe presiunea socială de la facultate, de la partid, că ți-am zis, în continuare mergeam cu partidul, toți ăștia care începusem să le spun prietenilor mei, ziceau, bă, dar te-ai cam prostituat, ai băgat la ăștia acolo, chiar fără securitate, și discutam de securitate, de Ministerul de Externe, bă, te-ai cam prostituat, că uite ce avantajele astea le-ai primit, ai luat-o pe asta bogată, există și mitul ăsta al bărbatului măritat,
Da. Și că dovadă clară că era măritat, că luasem numele, da. Nevestimii, adică era compromisul maxim, ce dracu de normal. Valoros eram eu, nimic, eu sunt tolerant, conciliant, dar ei au interpretat chestia asta și presiunea asta s-a dezvoltat foarte mult în mine. Și în momentul în care ăsta mi-a zis că să intru în securitate, eu am zis nu. Și bă, băiatule, noi nu mai facem ce făceau ăia pe vremuri. Noi suntem altfel, suntem civilizați, lucrăm frumos, legal, totul. Deci orice a încercat ăsta să-mi aducă ca argumente, eu am zis că nu. De ce? Știam de la tatăl meu care îmi spusese așa, băi, uite care-i treaba. Există pe lumea asta două categorii de oameni. Purtătorii de armă, care sunt în servicii, în armată, în sistemul de stat, care sunt foarte n-au niciun pic de libertate, pentru că trebuie să raporteze și când pleacă la Ploiești și când pleacă la Galați și când și trebuie să li se dea voie, dar să bucură de niște avantaje de la stat, de haine, de salarii mai mari, de locuință, de mașină, de serviciu, și sunt unii care sunt oameni liberi, care o duc mai prost, dar au libertatea. Tu ai voie să-ți alegi. Mie mi-a dat tata voie, mi-a explicat cele două variante, să-mi aleg eu pe cine. Deși pe el îl bătuseră securiștii și suferise. Dar a zis, bă, dacă tu vrei asta, eu spun, și mi-a zis într-un mod foarte obiectiv, ca eu să pricep foarte bine care sunt diferențele. Mie, bineînțeles, că mi-a plăcut libertatea, mai ales că eram, aveam în, stăteam cu Nicolae Cerveni, știi, prietenul meu de la, care era la PNL, decanul baroului de avocați, cu Corneliu Coposu, cu Câmpeanu, cu Dan Amadeu Lăzărescu, cu Ionescu Galbeni, cu oamenii ăștia care fuseseră deținuți politici și povesteau cât ce suferință avuseseră acolo și ce compromisuri, că nu făcuseră compromisuri ca să și să chinuiseră, că acolo era foarte simplu, dacă turnai pe cineva primeai o gamelă de mâncare în plus. Și adică astea erau modele pentru mine. Pe de altă parte venea socrul meu în antiteză cu avantajul ăsta. Uite bă, că intri și faci, în cap îmi venea și pe ăla pe care îl uciseseră, care spunea că s-a înregistrat pe 7 casete și spune ce s-a întâmplat la Revoluție. Marius Oprea, știi pe Marius Oprea ăsta? Mi-a fost profesor la științe politice, care cercetătorul de la... Da, și da, da. Lui am spus toată situația și el știa și pe, știa și pe socrul, știa și pe colonelul ăla pe care l-au miruit, știa toată povestea lor în sfârșit. A zis că scrie într-o carte, nu știu dacă a scris ceva de gen, că n-am mai comunicat cu el, că mi-a fost profesor dar la un curs. Uh-huh. Așa, și băi, ce să vezi, se schimbă dramatic situația. Într-o zi îmi zice... S-au răcit relațiile de tot, da? De tot, da. Deci vreo săptămână așa, nici n-am mai sunat. Deci a fost... Deci ai fost categoric, ferm, adică și-a dat seama că n-are nicio șansă. Nu, eu zic, eu sunt cu Corneliu Coposu. Cine, bă, nenorociți ăștia, astea, niște pușcăriași. Niște, stai seama... Tot ei băgaseră la pușcărie, tot ei băgaseră la pușcărie, da. Cine-ți bă, tâmpiții ăștia, care cu ăștia vii tu la mine toată ziua, stai nas în nas cu ei și ai învățat obiceiuri proaste de la ei. Pentru mine erau repere morale, pentru ei erau dușmanii lor după vremuri cu care se bătea securitatea. Care se bătea și după Revoluție. Care se bătea și după Revoluție. Vreau să spun că în foarte mulți ofițeri de securitate veneau la partid și la PNC și la, când noi am făcut Convenția Democrată la începutul 1991, adică am unit PNL-ul cu PNCCD-ul și ne întâlneam în Caimate și în sediu de la Rosetti al PNC-ului sau în Bălcescu, unde e, în Bulevardul Bălcescu, acum îi spune Brătianu, înainte îi zicea Bălcescu, și ne întâlneam și vorbeam despre, deci erau mulți ofițeri de securitate care aveau remușcări și veneau la noi la partid și spuneau, da domne, uite, am fost ofițer, nouă ne era cam teamă de ei, ne gândeam, bă, da, dacă să ăștia se infiltrați. Dacă mai încă ofițeri, da, și de, deși ăștia erau partea sinceră, că erau unii care veneau și simțeai că e securist, da, dar nu spunea că e, zicea că e inginer nu știu pe unde, că e medic nu știu pe unde, și ăștia cumva... Erau clar că erau infiltrați, pentru că informațiile, noi pregăteam un meeting, de exemplu, undeva și băia deja ne așteptau acolo, adică și era totul pregătit cu oameni aduși din provincie, adică erau totul cu două, trei, erau un avans, cred că ne ascultau, știau tot, da, ce se întâmplă. Da, da. Așa, eu la ce s-a mai întâmplat? Așa, și vreau să spun că
Deci asta, așa, s-a întâmplat în primăvara lui 1991. La un, până aprilie, cred că am ajuns în luna după aprilie. După răcirea, ceartă, îmi zice fosta mea nevastă, știi ce, eram în același an, deci eram anul 3, mergeam împreună. Deja lucrurile la facultate se slăbiseră un pic, nu mai era prezență obligatorie. A început democrația, drăghirii mele. Da, s-au stricat lucrurile. Deja anul 3, 4, 5 a fost super lejer față de 1 și 2, unde era o strictețe maximă și învățai ca disperat. Era ceva foarte ușor la facultate comparativ, adică a căzut sistemul practic. Și zice fosta mea nevastă, știi ce, du-te tu la laboratoarele de mâine, că eu nu prea mă simt bine și du-te tu la, pune-mă și pe mine prezentă, știi? Asta a fost înainte de faza cu milițienii care au venit să verifice buletinul? Sau... Înainte de asta, deci n-am ajuns acolo. Așa. Și deci mă cer cu socră mea și zice, ea gravidă fiind, încă gravidă, eu mă aveam grijă de ea, să fie... În ce lună era? Cred că era spre luna a patra, era, cred că intrase în luna a patra. Și zice, du-te tu la, pune-mă prezentă că eu nu mă simt bine, eu știu că e gravidă, zic, bă, femeia e gravidă, ce mai, nu se punea problema. Băi, și că mă întorc seara acasă, că am avut toată ziua laboratoare foarte grele, aveam la Polizu, lângă Gara de Nord, acolo erau facultățile de chimie, aveam de chimie și chimie fizică, că făceam și materiile astea. Și când ajung acasă, socrul meu și soacra mea în holul nostru, că noi stăteam la casa nouă aia după, de lângă Chiselef. Și am trecut noi, mi-a dat pe stradă acolo, mi-a dat vila. Da. Așa, și zice socrul meu, vezi să nu te duci la ea, să nu super că a făcut un chiuretaj. Zic eu, cum a făcut chiuretaj? Și îl răbufnește, păi ce mă, zgubiliticule, nemernicule, vrei să te legi de ea? Eu am rămas, zic, păi nu-i nevasta mea, cum să mă leg de ea? Adică ei deja hotărâseră că eu nu mai am ce să caut în familia lor. Nu-i securist, la revedere. Face chiuretajul, la revedere, să nu vrea să intre în sistemul nostru, la revedere. Mamă, ce criminal, să omori un copil, incredibil, mă, ce criminal. Mă rog, nu e era un copil, nici luna primul, 4, nici, un copil. Nici primul, nici ultimul avort care s-a făcut în România. E o dramă cumplită, primul meu copil, să zic așa. Dar asta a fost situația, a fost sacrificiu pe care l-am făcut pentru prostia mea. De asta spun în continuare, eu sunt unul dintre cei mai tâmpiți oameni. De ce zici pentru prostia mea? Că n-ai acceptat să fii securist sau de ce zici dacă pentru prostia mea? Dacă eu făceam de la primul compromis care l-am făcut. Dacă nu acceptai să te cheme... Cu numele, da, să zic, ia dați-vă dracu cu portocalele voastre și cu pantofii Valentino și cu... Adică așa, tu zici banii... că un pic te-ai complăcut în și cumva situația asta. N-am avut inteligența minimală, că eu oricum aș fi făcut, dar n-am... Încât să-ți dai seama unde ai intrat. Nu mi-am dat seama nicio clipă, deci nicio clipă nu m-am gândit că e un compromis de genul ăsta cu securitatea, știi? Pentru că ei sunt o forță, sunt o... poate să hotărască lucruri la care pe tine nici te duce mintea, pot să regizeze lucruri la care pe tine nici nu te duce mintea. Și eram un simplu om fără apărare, maica mea, mă rog, ea și vedea de treaba aici cu sora mea, taică mi-a murise, însă și n-aveam nici cu cine să mă sfătuiesc. Plus că ea îi corupsese și pe toți din familia mea, cu cadouri, cu amabilitate excesivă. Practic n-aveai ce să-i reproșezi omului ăsta, pentru că era diplomat, amabil, desăvârșit în comportament, adică orice ai fi zis împotriva lui, săreau toată lumea. Cum, doamne, omul ăsta care e extraordinar, te-ai găsit să-i ceva împotriva lui? Iar vreau să spun că la vremea respectivă, gândește-te, Sorin, FSN-ul și Ion Iliescu aveau 87%, ăștia cu PNţ-ul și PNL-ul, cum eram eu, aveau 10%, deci existau o majoritate. Iliescu a grațiat și securiștii care s-a dovedit că au fost criminali a Revoluției, da, și apoi a grațiat și au ajuns înapoi în funcții. Au făcut un pact, au făcut o înțelegere să fie pace, ca să trăiască toată lumea. Bă, eu mi-au partea politică, voi vă luați partea voastră cu comerțul și cu nu știu ce, pe Moș neinteresându-l partea materială, că el să știi că e un leninist. Știu, dar nu l-absolvă, dar vreau să... Nenorocirea care a făcut în țară. Da, bineînțeles, dar el a făcut o înțelegere. Bă, știi ce, voi vă luați partea voastră cu comerțul vostru și cu liniile și cu fabricile voastre. Nu știu ce, voi lăsați-mi mie
partea politică, pentru că da. El era formatat politic. Și tu ce ai făcut? Adică cred că a fost un șoc pentru noi, știind că ai pierdut un copil. Nu, adică... eu zic că în momentul ăla ei mă așteptau într-o cameră care era înainte, cum intrai în da, o anticameră, cum așa, și până să ajung la ea, zice, vezi că ea e în pat, se simte foarte rău, zice să nu te legi de ea sau să-i zici ceva, că a făcut un chiuretaj. Eu zic, în clipa asta, imediat să plecați din casă, dacă eu mă duc să mă duc la ea și mă duc să-mi iau hainele, dacă mai sunteți aici, am plecat și vă las și nu mai am ce să mai caut aici în viața mea, am zis. Bă, și m-am dus la probabil ea. Probabil asta și vroiau ei. Ea a mărât acolo, tristă, na, ca orice femeie după un chiuretaj. Mi se rupea sufletul, adică îmi dădeam seama că ea era, au forțat-o ca o... ea era foarte timorată de presiunea familiei, adică ținea și cu mine, dar cumva... Era controlată, era așa fusese, o controlau psihic, așa fusese de mică crescută. Controlată și de asta... Dar parcă mai avea un frate, dacă mi-aduc aminte bine. Mai avea un frate care tot așa era și ăla timorat, un băiat foarte de treau. Pe care l-au făcut și pe la securist. Nu, n-a vrut să se facă, nu? Că e exact ca generalul ăla cu... Ăla era tot așa mai revoluționar, mai era și el ciupit un pic, taică s-o să certa. Mai mare ca tine sau mai mic? Mai mare decât noi cu doi, decât mine cu 2 ani. Uh-huh. Era. În sfârșit este probabil așa, în sfârșit. Și da, tot așa s-au băgat și în familia lui, l-au divorțat și pe ăla, adică era cumva. Acum mi-aduc aminte, da. Stăpâneau familia până la cele mai mici amănunte, dacă să facă copil, să nu facă, să unde mergem în vacanță, adică totul era sub un control absolut, știi? Și fac o paranteză apropo de controlul familiei. Tot așa am cunoscut băiatul și nora unui general din fosta securitate care după revoluție a fost la STS și prin anul 2005 sau 6, deci câți 15-16 ani după revoluție. Așa. Se pensionase moșul, l-au băgat pe la Romața pe acolo. Ca toți foștii securiști acolo și au găsit locul la Romața, 10.000 de euro pe lună, 12.000 și acum mai sunt o grămadă de pensionari securiști la Romața. Și mergeau în Antalya în vacanță, el cu fiso și cu noră sa și cu, nu mai știu dacă avea copii sau nu mai țin minte, cu avioane separate, ca să cade avionul, să nu moară toți, să rămână o parte din ei. Uh-huh. Deci ca să vezi cât erau de... Ce prudență, da, și da. Ce calcule cinice, da, și făceau, da, da. Adică trecuseră 15 ani de la Revoluție, 16 ani, dar ei aveau școala aia lor. Da. Și în continuare făceau chestia asta. Am sărit peste un episod apropo de cinismul ăsta securistic, care fosta mea nevastă, după ce ne-am căsătorit în toamna aia, când am început școala, după ce am venit din luna de miere, deci vorbim de anul 1990, face un accident auto. Intră la oprește în autobuz și nu știu unde să uita, în oglindă sau în geantă, nu știu unde, și intră în autobuzul ăla. Și mă rog, își rupe buza, nu știu ce, ăștia, atunci pentru prima oară m-au acuzat pe mine că nu i-am asigurat eu confortul psihic, deși noi nu ne certasem, n-avea nimic, și că eu sunt de vină cumva că a făcut accident. Dar nu asta contează. Își face un loc de veci la cimitirul Sfânta Vineri în toamna aia și zice, aranjează el să-și facă cu 3 cripte pe o parte, 3 și pe altă parte, și mă duc cu el să-mi arate ce mare aranjament a făcut acolo la cimitir. Și zice, uite ce am făcut aici, pentru 7 oameni poate să intru. Zic, cum, cine 7 oameni? Eu așa un pic speriat. Zice, uite, 3 pe... Zice, uite, 3 pe o parte, 3 rafturi din alea pe o parte, 3 pe o parte, mi-a arătat în cavou acolo jos, știi? Și dacă e nevoie, punem și unul jos. Al 7-lea, adică între ăia 2 primii, punem și unul. Și zic eu, păi cine să moară? Că eram toți tineri. Ce, păi ai văzut nevastă ta că era să moară în accident? Adică el își punea problema, ce simplu era, că ai văzut că era să moară nevastă ta, o băgăm și pe ea acolo jos. Că ai văzut că... Și pe tine și pe toată lumea. Da, deci cum să zic, o privire de-asta cinică, profesionistă, în ale rece. Morții și în ale...
în ale gestionării vieții omului, care pe mine, adică fără tip, fără pic de empatie, fără, cum poți să spui așa ceva? Adică mie mi s-a părut ceva monstruos, adică pentru și ăsta că îi pune sacul cu pisica și îl bate pe ăla și nu a zis că a făcut el, știi? Dar a zis că așa să face. Deci ai scos afară pe oameni. I-am zis, ieșiți, dacă mă întorc și vă găsesc, am plecat eu. M-am dus la ea, amărâtă, vai de capul ei, mă uit în hol, ăștia plecaseră. Bă, în sfârșit, stau eu cu ea, n-am certat-o, săracă, că mi-am dat seama că n-avea săracă nicio vină, mă gândeam cum să gestionăm lucrurile, ne gândeam să fugim, zic, mă, haide să fugim în lume, mă gândeam cu ea, ea cumva era și ea supărată de situație. Dar ăștia explicaseră, ăsta e un nenorocit, e un ticălos, e cu coposul, cu partidul liberal, cu piața universității, nu-ți dai seama că ăsta e dușmanul nostru, deci cam asta era ideea. Discursul, da. Un pic. Există un film de ăsta foarte făcut de sovietici, al 41-lea. În războiul civil rus erau albi și roșii și ea era de la roșii, de la comuniști, și el era alb, să iubeau extraordinar de mult. Romeo și Julieta. Și asta varianta sovietică. Undeva pe malul mării, la Marea de Azov, acolo unde se băteau, s-au bătut ultima oară, ea îl ia prizonier pe el și partidul îi dă ordin să-l împuște chiar pe iubitul ei ca să facă dovadă cum ține ea cu Partidul Comunist, știi? Și ea ridică pistolul și zice, deși te iubesc enorm și nu știu ce, și îl împușcă pe ăla, știi? Și asta, așa se termină filmul și asta e Partidul Comunist, care pentru partii face sacrifice. Și mi-am adus aminte, zic, bă, zic, într-adevăr, ideologia asta, când am văzut filmul al 41-lea, mi s-a părut astăzi de astfel, cum dracu să-ți omori iubitul sau iubita, că e de altă culoare politică. Că e de altă culoare politică. Ei așa mă vedeau ei, deci la ei erau, erai dușmanul și lor. Era o chestiune de prudență maximă. Tata lor era Iliescu și tot cine era împotriva lui Iliescu, că Cocos da, era inamicul numărul 1. Exact, și cu Câmpeanu și cu... Cine era împotriva lui Iliescu era inamicul lor numărul 1. Așa, și mă rog, ne împăcăm noi acolo, suferim noi amândoi că ne-au omorât copilul. A doua zi dimineață sună cineva la ușa acolo unde stăteam noi. Deci, bună ziua, aveam un interfon destul de rudimentar la vremea respectivă, un sistem din ăsta de comunicare cu ușa, cu exteriorul, zice, bună ziua, suntem de la Poliția Capitalei, știți că ne-au dat minerii anul trecut, foc, că fusese mineria de aia din 13-15 ani, arhive. Distruseseră arhivele și reconstituim arhivele și putem să vă întrebăm date. Zic, da, cum să nu? Vin aia la ușă, intră înăuntru. Băi, când au intrat înăuntru la mine în casă, m-au apucat de mână, unul de o mână. Mi-au zis la prima oară, când erau în faza amiabilă, până să deschid ușa, suntem capitan Babeș și major, mai sunt nume, dar nu-l mai țin. Oricum le era mișto, că nu era numele lor. Da, poate că nu erau, dar mie mi s-au părut gradele mari. Cum dracu să vină un capitan și un major de miliție la ușă să ia niște date. Să ia date de buletin, știi? Bă, și m-au luat aia de mână, ești mare în regulă, actele la control. Eu zic, domne, stați așa, dar ce, eram și bulimac de somn, știi, că mă trezisem din somn. Asta, nevastă mea a ieșit și ea, bă, dar ce-i faceți lui Ștefan? actele la control ăștia. Zic, domne, zic, acte, mă țineau așa că băgaseră mâna sub mâna mea și zmuceau așa, știu, mă luptam cu ei, eram și eu destul de voinic. Zic, acum m-am rablagit, nu vă uitați la mine, că așa și ăștia erau polițiști. Nu știu dacă trecuse la poliție, cred că se transformase miliția în poliție. Da. Așa, și zic, eu aveam un congelator mare chiar lângă ușă, zic, actele sunt acolo. Și mi-au luat carnetul meu de student. Pe carnet de student, ca orice măritat, rămâi cu numele de fată, știi? Doar în buletin eram numele lui socru, știi? Pe numele ăsta eram Jicol și îmi iau carnetul de student. A, Jicol, de Jicol ești. Eu încet, încet mă trezesc din zăpăceală și zic, da, de unde sunteți, nume, de la circulație, de unde sunteți? Zice, ești în mare neregulă, nu ești trecut în cartea de imobil. M-am gândit, eu zic, bă, ce dracu să fie asta cu cartea de imobil? O fi pușcărie, o fi... Ce dă naiba, bă, să fie... Te-au agresat fizic. Că nu, să fie, că nu sunt trecut în cartea de imobil, știi? Și m-am început să mă împing iar cu ei, însă și până la urmă s-au lăsat ei, e clar că au și cedat, adică a fost o formă de presiune.
Fosta mea nevastă sună urgent la... Taxo. La tata, au venit unii și l-au luat pe Ștefan și l-au bătut și l-au împins și i-au luat actele și nu știu ce. Bă, nu trec 10 minute, un sfert de oră, apare socrul meu, de unde ți-am zis, îi dădusem afară. Vine acolo, ce băi, știți, eu m-am interesat pe drum, am întrebat, am trimis peste tot, știi cine erau ăștia? Erau de la cabinetul lui Doru Viorel Ursu. Doru Viorel Ursu era ministru de interne în cabinetul Roman, știi? Și că vrea să-ți ia casa, că ce bă, ce acolo stă un țâșbă, știi, el cumva vrea să arate, uite bă, mie mi se datorează, vezi, ai grijă ce faci, că până la urmă te dau și afară, nu știu care era ideea, tot o formă. Asta era, da, eliminaseră ce... partea cu copilul, care era cea mai strânsă legătură. Vrea să și distragă puțin... atenția de la faza cu copilul la faza asta că da, și cum a salvat datorită lor, normal, exact, da. Să spun ceva, au avut era o diversiune și asta. Încă ceva, i-au avut totdeauna o teamă cu partidul. Deci pentru ei partidul e totdeauna zicea, pleacă mă de la nenorociții aia, de la pușcăria și aia, de la ăștia săracii fuseseră toți deținuți politic pe nedrept pentru normal. Uneltire împotriva orânduirii socialiste. Deci era în codul penal un articol orânduire împotriva orânduirii comuniste. Așa. Deci asta era infracțiune. Deci era ceva până la 16 ani, 18 ani, 25 de ani, că nu era ceva 3 ani sau 2 ani. Așa, și zic, domnule, știi ce, în clipa asta, te rog frumos, ieși imediat afară, dacă crezi că eu sunt tâmpit, ești paranoic, nu-ți dai seama că n-are nimeni nimic cu tine, deci paranoic, ai paranoia, nu înțelegi? Zic eu, domnule, zic, ieși afară imediat în clipa asta din casă, că cât mai stau eu aici și cât sunt căsătorit cu fata asta, n-ai ce să mai cauți aici. Ai ucis copilul ăsta, ai făcut chiuretajul, avortul ăsta, la revedere. Și pleacă ăsta nervos afară, peste vreo o jumătate de oră sună cineva la telefon, răspund, soră sa era. Băi Ștefane, dar ce s-a întâmplat? Am zis că a fost ceva scandal în familie. Zic, dom'le, uite, păi cu chiuretajul cu asta, lasă-mă că faceți voi alt copil, nu e nicio problemă, ce pentru un copil acum. Omotația asta să sune. Așa zice, dar tu vezi că, păi da, dom'le, dar uite, a dus-o la, ce vezi că tu cam suferi de paranoia, cam suferi de, ai paranoia, suferi de mania persecuției. Și mi s-a părut ciudat că spune același cu ce zisese și el, știi? Oră, da. Tot el mă învățase să fiu metodă securistică. Nu, dar vreau să spun că tot el mă educase să fiu atent la detalii. Eu acum devenisem cumva... un securist civil. Un securist fără să vreau și știam și eu metodele lor. Bă, sună cineva la ușă, era administratorul, că noi aveam acolo o centrală pe gaz și care zice, uite că avem niște probleme cu centrala și cum să o dau mai tare sau mai încet și fără să-i zic că am vorbit chestii tehnice cu el și zice, domnul Ștefan, vreau să vă spun ceva, să nu vă supărați pe mine. Sunteți cam paranoic. Sunteți ca aveți, vreau să vă spun ceva, sunt paranoic și aveți mania persecuției. Nu discutasem nimic. Numai de centrală. I-a zis de... Da, zic, mulțumesc că a plecat. Era un moșulică care, bă, era care făcea chestii. Da. În sfârșit. Până zice, sună un șofer, zice, trebuie să mergeți să luați, că mai comandăm încă un fotoliu pe Valea Cascadelor, acolo de unde se ridicau dacile. Ai auzit tu da. Nu crezi din Arada, știi, așa? Era și o fabrică de mobilă și mai comandasem încă un fotoliu ca să completăm noi al doilea fotoliu de o parte și de alta la unui canapele. Comandasem cu multe luni în urmă și acum venea. Și sună un șofer de la socrul meu care mergea, era pe Dacia Papuc și zice, domnul Ștefan, trebuie să mergem să luăm fotoliul ăla de la Valea Cascadelor, că ne-au sunat că e gata fotoliu, l-au tapițat și să mergem să-l luăm. Și da, cum să nu, păi hai să ne vedem la 11, zic eu, să vină să ia. Și mă urc eu cu ăla în mașină, nu mergem noi, ce mergem așa câțiva kilometri de la Chiselev spre Valea Cascadelor, pe 1 mai și să așa. Zice el, domnul Ștefan, vreau să vă zic ceva, dar nu vă supărați pe mine. Sunteți cam paranoic. Sunteți cam paranoic și aveți mania persecuției. M-au apucat niște nerve. Atunci zic, domne, n-aveam nicio dovadă, aveau o Biblie pe torpedo, înainte dacile n-aveau capac la torpedo, erau pur și simplu știu, o teșghea, așa, da, știi? Da, o teșghea. Și văzusem încă de când m-am urcat, tot așa apropo că mă învățase ăsta, te uiți stânga, te uiți dreapta, adică eu deja devenisem... Vizualizai. Fimiu zice acum, ce tati, dacă tu n-aveai instructajul de la socrătul ăla...
tu nu puteai să faci business-urile alea, să-ți dai seama de relațiile interromane, să vorbești cu japonezii aia, să faci business cu ei. De la, ăsta te-a învățat, că n-aveai de unde, că n-aveai inițiere. Normal. E destul de rușinos pentru mine ce mi-a zis filmul, dar cumva are dreptate. Are dreptate, da. Ăștia erau singurii care cunoșteau metodele și... Și mă rog, m-am uitat la ăla în mașină, pac, mi-a picat ochii pe Biblie. Zic eu, trage un pic pe dreapta, mai vorbim noi chestii, dar zic, ce-i cu Biblia asta? Zice, eu sunt foarte religios, că când m-am certat cu nevastă-mea și aveam un duhovnic și ne-a învățat să ne împăcăm și de atunci când șeful mă pune să aștept undeva, iau Biblia și citesc din ea și mă simt foarte împăcat și ne-am mai certat, nevastă-mea are și ea o Biblie și timp amândoi. Zic, eu iau Biblia de acolo, eu o pun între noi așa în mână și zic, ai curaj să pui mâna pe Biblie să spui că nu te-a pus socrul meu, că... Să-mi spui că-s paranoic. Că spun că-s paranoic și că ăsta deodată să teme așa deodată, vă rog frumos, aproape n-a plâns, dar aproape stătea să spun că vă rog frumos să nu mă spuneți că mă da afară. Deci omul n-a pus nici mâna pe Biblie, a zis direct că dacă mă spuneți mă da afară. Zic, am pus înapoi Biblia înapoi. Zic, deci de ăsta miște. Adică eu cumva... Da, era oricum evident. Era evident, dar dacă n-ai dovada... Îl pusese. N-ai dovada, încep să te îndoiești. Bă, dar dacă cumva... Dacă sunt paranoic. Îmi spun patru oameni că sunt paranoic și nebun, care n-au nicio treabă unul cu altul, știi? În acea zi sau în câteva... În acea zi s-au întâmplat toate lucrurile. Deci a fost o presiune. Bă, știi ce, îl scoatem pe ăsta nebun? Bine, mă duc la facultate pe la 1. Vorbesc cu un prieten de-al meu, un coleg de-al meu de grupă foarte bun, Georgica. Cei care, colegii mei care aud, știu despre cine e vorba și zic, bă, Georgica, fii atent aici, ăștia vor să mă omoare în familia, bă, am aflat, sunt securiști, uite, m-a omorât copilul, sunt terminat din toate punctele de, fii atent aici, noi trebuie să facem următorul lucru. Tu trebuie să-mi trimiți niște scrisori de amenințare mie, anonime, care să-i sperie pe ăștia, că ăștia până nu lămurești și ne trimi mie scrisorile de amenințare, ăștia nu se ating de mine, că eu știu mecanismul lor securistic. Ei se ating de cineva dacă știu că ei sunt perfect securizați din toate punctele de vedere. Zic, tu fii atent, îmi trimiți, rup cu litere din ziar, decupezi litere și scrii, o să-ți arătăm noi ție și pui numele ăsta al meu, al lui socrul meu, nu-l pui pe al meu și pe plic la destinatar, scrii cu stânga. Dar înăuntru bagi o coală de hârtie cu litere decupate din ziar cu lipici și scrii diverse chestii ca să fie cât mai ciudate, cât mai caragioase. Bă, nu spun că a doua zi sau a treia zi îmi vine scrisoarea acasă. Ai sub sângele poporului ticălos, nu știu ce i-a trecut la până cap, că nici nu-i spusesem exact că a fost o fracțiune de secundă. Mă gândeam că sunt urmărit, că ce se întâmplă. Și mă gândeam, bă, cum l-a omorât pe ăla cu... Pe colonelul ăla mă omoră și pe mine. Colonelul ăla pe mine mă bagă ăștia în borcane, la beci, într-un canal, mă, dacă au dus la ușă un maior și un capitan. Păi cu mine imediat mă bagă la nebun, la eu știu ce. Te dispărut de tot. Eu trebuie să-mi creez un alibi pe care ei să nu-l poată desluși, să-i nebunească de cap, că până nu lămuresc asta, nu o să termină treaba. Și între timp ce să fac eu, zic, bă, fii atent, trebuie să mai protejez undeva. Zic, mă duc la Ticu Dumitrescu, pe care îl cunoșteam de la partid, de la Convenția Democrată. Ticu Dumitrescu era președintele Asociației Forțelor Deținuți Politici. Da. Și era unul rău de tot, Coposul și cu Câmpeanu și cu ăștia erau drăguți, toleranți, dar ăsta era mușca în carne vie, de-al și puseseră, că ăsta fusese 19 ani închis, la Gherla, la Canal, la Periprava, la Iud, la Jlava, la... și unde nu l-au plimbat pe ăsta, adică pe ăsta nu mai era om, era... nu mai avea milă de nimeni, adică și-a zis, bă, mă duc la ăla, că ăla îi mușcă în carne vie, știi? Și m-am dus la el, pe Mântuleasa aveau sediu, cred că și nu știu dacă mai există Asociația Foștilor Deținuți Politici acolo, și săraci erau niște moșulici de ăștia care fuseseră toți până pușcăriile comuniste, fuseseră chinuiți de securitate și amărâți, le adusese de la undeva, de la o tipografie, o rolă din asta mare de la rotativă,
gândiți-vă ca o rolă de hârtie igienică, dar uriașă, de, cu diametru de 3 metri. Rolă de rotativă, de rotativă. Așa, și ei săraci se duceau cu forfecuța și tăiau niște bucăți, că n-aveau hârtie de unde, și tăiau pătrățele de acolo și pe pătrățele le-a scria fiecare ce colonel l-a chinuit, câți ani a stat, unde. Vreau să reconstituie. Să reconstituie, făceau o arhivă a lor, știi? Și m-am stat acolo la ei la Mântuleasa, după ce am vorbit cu Georgica ăsta, bă, faci scrisurile astea, m-am dus la Ticu Dumitrescu acolo. Dar ăștia erau, vai de mama lor, de-abia mai mergeau, erau, îți dai seama, septuagenare, octagenari. Zeci de ani în pușcările comuniste, îți dai seama că... Zic, nu, oamenii ăștia nu mă pot ajuta, că nu îți mănâncă ăsta pe pâine socră-mă ăsta și cu securitatea lui. Ăștia sunt tineri, sunt așa, ăștia sunt vai de mama lor. Mă duc la Ticu Dumitrescu ăsta, lasă că facem o demonstrație specială pentru tine, Ștefane. Zic, ce demonstrație, că nici nu... Și ce să facă, că eu până la urmă eram cumva complice, că eu intrasem în cârdășia. Exact, în... ai acceptat niște... Că asta îmi zice, și zicea, dar cum ai stat la securiști ăștia? Te-ai complăcut. Cum ai stat la securiști ăștia până acum? Tu nu ți-ai dat seama, nu mi-am dat seama, adică eram cumva... Da. Te-a acuzat că te-ai complăcut, da, te-ai complăcut în situația asta. Cum ai stat până acum acolo și când am fost... Nu m-a acuzat de trădare, că nu se punea problema de așa și tot știam că tot ce facem noi e... Și totul făceam legal și la partid și la Convenția Democratică și la meeting, adică nu era nimic să ne acuze cineva că facem ceva pe ascuns. Noi eram atât de transparenți și atât de deschiși în tot ce făceam că nu exista riscul că ne toarnă cineva. Și toată lumea avea încredere în mine. Adică pentru mine eu le-am spus cu uimire, uite ce am descoperit, am intrat în... Păi zice, păi de-aia te-au luat ăsta, mai stic cu Dumitrescu, păi de-aia te-a luat ăsta la el, că știa că ești cu noi. El a interpretat altfel, zic, nu, zic că m-au sunat înainte să înscriem, PNţ-ul s-a înscris undeva pe 8 sau pe 9 ianuarie 1990 și PNL-ul s-a înscris pe 15 ianuarie 1990. Și noi, eu mă cunoșteam cu foarte mulți oameni încă de la Revoluție, de la filtrele alea pe care le făceam, așa am intrat în contact. Plus că un om de legătură foarte important al meu a fost Nicolae Cerven, pe care îl cunoșteam, îi vândusem... Avocatul care a fost cu tine vecin de bloc. Da, care a fost și îi vândusem alarme auto, amplificatoare, pe vremea cât eram elev și mă știam foarte bine cu el. Și cu prieten, cu Fiso, cu Lucreț, pe care l-am cunoscut și eu prin tine, da, care era nebunat, e greu de tot. Da, acum s-a civilizat, așa, s-a creștinat, e un om foarte... stă mai în biserică, deci s-a... Slavă Domnului! Da, se zice la Domnița Bălașa, l-am văzut acolo. Așa, și zic, bă, ce să fac, nu la ăștia trebuie să mă duc. Zic, mă duc la... Mi-am adus aminte de Petre Mihai Băcanu, știi că Petre Mihai Băcanu... La partid la fel, ăștia erau zăpăciți cu... Aveau alte treburi. Da, dar zic, ce să facem, că tu ai fost cu ei... Mulți ziceau, bă, tu ai fost cu ei în casă și acum... Vii acum și plângi la noi? Un an și ceva, ai mânca cu ei, sta cu ei la masă, cum n-ai bivine asta? Nu știu ce zic eu, mă lăsa aminte că, știi, că am pierdut nașul ăla de care ți-am spus, că Petre Mihai Băcanu a publicat o listă cu ei și ea de conspirație. Mi-am dat seama, bă, zic că ăla e dușmanul lor, trebuie să mă duc la el. Și mă duc la Casa Scânteii la Petre Mihai Băcanu, și zice ăsta, îi povestesc eu toată situația, ăsta știu, ca șoricelul ăla cu mustăcioară, așa foarte deștept băiat. Mi-aduc aminte de el, da. Acum conducea România Liberă, el era redactor șef la România Liberă, știi? E singurul ziar care a rămas cu același nume și după Revoluție. Ți-am zis că la Scânteia Poporului am schimbat eu numele în adevăr, cum am dus. Da, asta era înainte de Revoluție, România Liberă, nu era? Era și România Liberă, da, și Informația Bucureștiului a devenit Libertate. Deci au fost niște ziare care s-au schimbat. Dar, așa, și zice, îi povestesc eu toată treaba lui ăsta, lui Petre Mihai Băcanu și zice, fii atent aici, zice, du-te acasă, ia-ți hainele, zice că uite, fii atent, îți dau o garsonieră, te trimit undeva într-o garsonieră cu șofer, cu tot, zice, da, de luni dimineață vreau să reconstitui toate traseele cu socrătul, cu fiecare prieten, unde ați fost, ce ați făcut, să-mi scrii tot și eu îți asigur protecție totală. Deci ăsta cumva vroia tot să fac un fel de securism. Eu fugeam de la socrul meu să nu fac securism. Că asta da, și vrea să-l dai pe ăla în gât ca să-și vândă el ziarul. Nu știu dacă să-ți vândă ziarul sau era cumva pe alte servicii. Îți dai seama că era, da. Eu am niște bănuieli, dar nu mai spun că n-are importanță. Și cumva îi vânau pe ăștia, deci erau dușmanii lor, știi?
Ce, câte, da, e ok. Că văd că caști și să păi, nu... Să scuze, nu, na, mai cască omul, nu e nicio problemă. Da, nu s-a obosit, nu am nicio problemă. Relaxează-te un pic. Așa, și că, așa, mai ajută-mă și tu din... Da. Dacă sar peste ceva cu ficuri, în care da. Să leagă și lumea care n-a, nu știe poveste. Așa, și zice el, fii atent aici de luni dimineață, deci îți dau o garsonieră mobilată complet, stai acolo, nu te deranjează nimeni cu mâncare, cu tot, tot așa ca în cel ales. În cel ales și ăla primește o casă conspirativă unde stă câțiva ani, dar până la urmă era un fel de pușcărie acolo, se transformă într-o pușcărie. Eu când am văzut filmul ăla, cel ales, l-am văzut acum vreo 4 ani. Te-ai regăsit pe tine? Zic, bă, zic, incredibil, sunt atâtea chestii. Bine, probabil că astea sunt mecanismele de lucru, nu există altele, știi? Da. Așa, și... zice ăsta și te duci în fiecare și în fiecare loc și cu date și cu nume și cu ce, la ce nunți ai fost și la ce botezuri și cum îl cheamă și unde, de să dau tot. Și el mi-a zis, am stat eu și m-am gândit, zic, bă, dar ce dracu fac eu? Zic, mă duc la, mă apuc de un alt securism, eu de asta vreau să fug de la ăștia, că nu-mi place securism. Dar tu de ce te-ai dus la el? Cu ce să mă protejeze? Păi cum? M-am gândit să scrie în ziar despre mine, că așa cum, adică dacă făcea publicitate despre mine, ea nu mai avea curajul să se atingă de mine, știi? De asta ce s-a gândit? Bă, de ce să scriu degeaba de ăsta, să-i asigur protecție sau așa, dacă eu nu obțin date despre ăștia? Că și-au dat seama că sunt o mină de aur. O mină de aur pe ce am fost, îți dai seama, da. Ginerele ăstora, știi? Și zic eu așa foarte, zic, bă, zic, iată-l dracu și pe ăsta, tu alt securist, am scăpat de, ți-aia e filmul ăla, Columna, în care gelula ăsta vrea să scape de, vrea să scape de romani și veniseră barbarii și se duce la ei și vreau să mă ajuta să scap de romani, ce da, te ajutăm, dar vara aici e iarba grasă, că rămânem noi aici, adică vă scăpai de dracu și dădeai de taxă. De taxă, da, da. Sau sărei din lac în puț. Ori pe mine nu mă interesa să torn pe nimeni. Asta era pentru mine oribil. Și știam de la tata că turnătorii sau delatorii sau ăștia, cei mai mari ticăloși ai lumii, sunt ăștia care toarnă, care sau că sunt prieteni cu tine și în spate te toarnă. Adică, bună e că spun, bă, sunt dușmanul tău și știm o socoteală și atunci fac ce vreau cu datele astea. Una e că zic, bă, Sorine, ești prietenul meu și iau datele și mă zic, să vă spun ce a făcut Sorin și pe mă iar vin la tine. Și... Deci asta mi se pare o ticoloșie, o imoralitate pe care eu nu mi-o permis și mi-am permis-o niciodată, știi? Așa și zice, hai și du-te acasă, ia-ți hainele și vii și îți dau șofer tot ce trebuie. Și îți dai seama că am plecat și nu m-am mai dus niciodată la el, am scăpat de el. Dar m-am dus însă la Cerveni, nu, așa între timp vin scrisorile astea de la, de la Georgică. În fiecare zi, eu am uitat să-i spun lui ăsta, că mi se pare că era vacanța de Paște sau nu știu ceva, nu ne mai vedeam. Adică era pauză de la școală, aveam o săptămână sau două de vacanță. Și tot primeam scrisori, nu mai aveam cum să-l anunț să se oprească, că deja se inflamase soprul meu, nevastă mea, că cine e ăștia, cine, de unde știi tu pe ăștia, bă, cine, că vă la început să scrie lipitorul, a sub sângele poporului, nenorociților, ți arătăm noi ție, te prindem noi. Eu i-am sugerat, bă, trebuie să fie o forță de, la care ei să n-ajungă niciodată, dar să știe, care știe de mine. Și ei, până nu lămuresc chestiunea asta, nu se vor atinge de mine. În sfârșit, asta era ideea. Și într-o zi, după vreo o săptămână așa, mă cheamă socrul meu la el la acasă cu fosta mea nevastă, cu toate scrisorile mele, toate scrisorile pe care le primisem. Eu le deschideam, ia uite, iară mai avei, nu știu cine sunt ăștia, habar n-am. Eu știam despre ce vorba, dar mă miram și eu de ce tâmpenit scria ăla până la urmă. Tot o formă de securist, dacă stai să te gândești, a fost și asta. Normal, mea, da, știi? Da. Așa, și socrul meu, fii atent aici, cu toate scrisorile alea, pagina băgată în plic care era cu literele alea decupate din ziar și scris cu litere lipite, unele mai mari, unele mai mici, cum erau în ziare din titlurile de ziar, și cu o stivă de cursuri de ale mele de facultate. Și erau și plicurile puse separat și pe prima pagină după plic care era scris de stânga, pe stânga, cum îi zisesem eu, să scrie cu stânga ca să nu-i cunoască nimeni scrisul, erau încercuite niște litere și niște litere încercuite pe cursurile mele. Și zice, ia uite-te, fii atent aici.
Am fost cu documentele astea, la, făcea el așa foarte plictisit, ca și cum s-a lămurit situația. Am fost la cel mai mare expert grafolog din România și am ajuns la concluzia, uite, că tu le-ai scris literele S, literele E, literele nu știu ce naiba, că plic era adresa, așa, și cu numele meu. Și că tu le-ai scris. Și vezi că ești pasibil de pușcărie, că ai scris scrisori de amenințare. El a început o chestie asta ca să mă facă să cedez psihic, să recunosc, nu știu ce vroia el. Și am stat eu pentru o clipă și m-am gândit, bă, dar asta e puțin. Dacă să zicem că, bineînțeles că eu știam și că nu le-am scris eu, că nu se semăna pe el. Dar zic, bă, dar stai puțin, dacă îți trimiți tu singur scrisori de amenințare... Să te ameninți pe tine, cum să te bagi la pușcărie? Poți să-mi trimit o sută... Te trimite măcar la Bălăceanca sau la Spitalul Nou, dar nu la pușcărie. Exact. Deci, bă, dacă îmi trimiți singur scrisori de amenințare, poți să mă bagi la pușcărie? Nu poate. Și zic, auzi, doamne, ce vii cu jmecherina asta? Că eu am făcut dreptul și știu că... Zic, da, să ce drept ai făcut dumneata să nu facă nimeni? Eu am început să fac mișto de... Zic că sună și ia-mă la pușcărie dacă vrei, că mi-am scris singur scrisori. În primul rând că nu le-am scris eu, e o minciună. Că nici cel mai mare expert grafolog din România, cum zici, nici cel mai prost expert grafolog, că nu au nicio legătură astea cu astea. Că eu știam că n-au nicio legătură cursurile mele. Cum dracu ajunseseră cursurile mele la el, iarăși e un mister. Ce scriam de mână la cursuri, proteile dăduse. Dar unde erau cursurile respective? La el pe masă, da. Știu, dar de unde le cred luase? Că le luase. Eu nu m-am uitat ce cursuri, că noi la Politehnică... De la tine de acasă, de undeva, nu? De acasă sau de la facultate. Mi-am okay. De lucrări de control, de eu știu ce mai făceam de pe la laboratoare. Era oricum, era scrisul meu. Alea erau cu scrisul meu și asta erau, nu era scrisul da. Meu. Și el zicea că seamănă, știi? Deci era a început o luptă între doi securiști, că devenisem și eu securist cu o școală la fără frecvență pe care o făcusem la seral, mai exact, cum o duceam seară de seară la el. Și ăsta, eu învăță celul cu generalul, îți dai seama că ăsta da. Era... Și zice că ești paranoic, mă, că ești, eu iarăși m-am enervat, ce paranoic, că pui pe toată lumea să zică că sunt paranoic, crezi că nu știu. Crezi că eu sunt prost. Eu zic că știu asta, că nu e... Da, ai curaj să mergi cu mine, să fac toate analizele, să faci un test psihologic. Că ești paranoic. Zic, da, am curaj. Și zice, bine, zice, sună la el la unitate, zice, culmea că era în timpul zilei, deci el venise special de la serviciu, special ca să facă manevra asta, nu știu ce urmărea el și care era ideea. Se scoate nebun, se bage pe acolo pe la o cămașă de forță cu niște injecții și te termina, în 2-3 ani de zile erai mort. Așa, mă rog, să, e tot nu-mi vine să cred că pasul estetic acolo. Păi dacă a omorât un copil nevinovat în burtă la mama lui, ce era? Sau l-a omorât pe ăla, colonelul cu casetele de la Revoluție? Ce mare lucru că mai deci te omorai și pe tine. Deci era sistemul, să vină, așa lucrează. Așa e și acum. Da, da, și să știi că în toate țările, știi că l-a omorât pe ăla pe Cașnogul ăla la ambasada... Da, mi-aduc aminte, da, da, din da. Turcia și l-au tăiat bucăți și l-au cărat și l-au dus da. Și nu a fost nicio problemă, a fost ordin de serviciu. Sau la Revoluție, pe câți ne-am pușcat în normal. Luneta, știi? În sfârșit, și zic, da, domne, am curaj să merg. Și sună chiar de față cu mine, sună pe telefon la unitate să vină la mine. Era un capitan de sau locotene major de medicină, medic militar. Ăștia aveau petlițe Vișini, știi, care era medicul lor da, al unităților militari. Și să vină imediat la mine acasă. Vine ăla, zice, vezi că te duci cu ei la spitalul, te duci cu el la spitalul militar să-i facă toate analizele, să-i, nu știu, a stat de vorbă cu el, eu n-am, mi se pare că n-am stat de față cu el. Și am plecat cu ăla la spitalul militar. M-a dus la, mi-a făcut encefalogramă, radiografie pulmonară, ca să fie dosarul mare, să pară, uite, domne, sunt analize aici în spate, nu e numai asta psihiatrică. Mi-a făcut analiză de sânge, ce dracu m-a făcut, m-a privat pe la toate secțiile alea, până mă zice, trebuie să mergem și la psihiatrie și să învârtea asta, să dea ceasul morții, că nu găsea pe cine vreau ei, probabil că tot un securist de-al lor la băgat acolo, la spitala militară. Secția asta de psihiatrie e una care e singura care are gratii din spitalul militar, că iau niște corpuri așa, așa și asta e cu gratii, adică o vezi de la distanță că e psihiatrie, așa cum cred că are gratii.
Și se duce el, eu aștept afară, intră el pe acolo, se dădea de ceasul morții că nu găsea pe centru. Și până zice, haide că am găsit să mergem la cineva. Comunicarea lor cu... Comunicarea lui cu socrul era și foarte proastă. Gândește că nu erau telefoane mobile, trebuia să se ducă într-un birou să sune, să-l găsească, așteptați un pic. Adică era și o problemă de comunicare care acum n-ar mai fi pe sistemul ăsta modern. Așa, și mă duc eu, mă bagă la un medic, intră și el cu mine la un medic psihiatru, la un cabinet de psihiatrie. Și zice doctorul, dumneavoastră ieșiți afară, lăsați-l doar pe domnul Ciobanu, mă rog cum mă numea pe mine Ștefan atunci, știi? Lăsați-l aici, cu dosarul meu, cu tot. Și zice, eu mă uit, văd o stivă de România Liberă, în stânga, în dreapta, văd pe perete Părintele Galeriu, știi? Părintele Galeriu era un fel de simbol al anticomunismului la vremea respectivă și a fost multă vreme, până să apară acum alți preoți care sunt vehiculați, dar asta era, Părintele Galeriu era un simbol anticomunist. Și mi-am dat seama pe o clipă, zic, bă, știi ce ar fi dacă îi spun, să nu-l iau pe ăsta cu vrăjeală cu nimic, că îi spun adevăr. Și am început să spun, domnul doctor, uitați, oamenii mei într-o familie de securi și vor să mă fac nebun, maior și vor să mă ducă la post și să-mi echivaleze diploma de... Și eu nu vreau. Și eu nu vreau, era ca în filmul ăla lui Păcală, nu știi, cu Păcală. Da, să-l pune primar. Să-l pune primar și bă, dar de ce vor să te omoară? Că vor să mă pună primar și eu nu vreau, știi? Adică era o chestie paradoxală, toată lumea ar vrea asta, știi? Oricum să știi că foarte multora cărora le-am povestit ulterior, că bă, a fost, bă, dar prost ai fost că trebuia te făcea maior și te duceai la post în străinătate și erai grozav. Zic, bă, dar dacă nu mă potrivesc cu treaba asta, nu sunt compatibile, că trebuie să ai o educație minimală, să fii inițiat în chestia asta, nu poate face oricine. Trebuie să torni, să omori, să... Asta i-am spus și lui socrul meu și eu spunea, nu mai facem noi, bă, așa ceva, zgubiliticule, nu mai omorâm noi, nu mai facem... Punem palții. Da, îți dai seama. Până la urmă tot ajungi la situația normal, asta și ai văzut în cazuri în... Așa, păi și... cum l-a omorât și pe Radu Tinu, nu? Tot securitatea l-a omorât. Dumitru Tinu. Dumitru Tinu, scuze. Ăla cu... Da, da, s-a înclinat așa un pic cu Volvo pe șan și l-au găsit mort, că n-avea nicio rană. Și-a căzut mașina pe el, da. Nu știu ce s-a întâmplat cu Volvo. Da. Așa. Așa, pentru mine e destul de emoționantă povestirea, că îți dai seama. Normal. E o chestiune din viața mea. Da, și eu am rămas șocat când mi-ai spus cu avortul ăla și cu te omorât copilul, eu am rămas șocat. Eu cred că făceam o criză și îl omoram acolo pe loc, îl strângeam de gât, ori muream eu, ori murea el. Ai avut o stare, o prezență de spirit incredibilă. Da, vezi că, uite, Dumnezeu mi-a ajutat, am copii, am o nevastă extraordinară, adică cumva lucrurile s-au reparat. Hai să continuăm povestea. Și zice ăsta se enervează așa vizibil, medicul, zice, cheamă-l pe domnul doctor de afară. Ți-a zis, ăsta era medic îmbrăcat militar, dar cu medic, știi? Cu caschetă pe cap, cu vișiniu, vișiniu și cu șarpele ăla pe... Cu șarpele ăla, da. Așa, și îl cheamă pe ăsta, zice, să vină și nevasta... Să vină și nevasta lui. Zic eu, mă rog, mergem noi cu mașina, o luăm și pe ea, sun acasă, îi spun să pregătească, o iau și pe ea, îl sună pe tasul, îi cere voie, până la urmă, nu zice, chemați-o și pe ea că sunt de gardă, stau până seara târziu, că deja s-a făcuse după amiază, cu toate analizele astea, cu consultația, cu ce mai făcusem eu în ziua aia, și că mă dusesem la socrul meu cu documentele, cu, mă rog, și mă duc și cu ea, mă dă pe mine afară de data asta și pe doctorul și ți afară că rămân cu ea, băi, și la fosta mea nevastă îi scrie, îi face o fișă și scrie depresie, nu știu de care, rudotel, distonocan și la mine scrie mare așa cu o cariocă, sănătos, cu tot dosarul ăla cu radiografii pulmonare, cu encefalogramă, cu tâmpenii care n-aveau nicio legătură cu analize de sânge, că nu știu ce prostii mai erau acolo. Și ne întoarcem la socrul meu și ăla când vede cele două hârtii, se enervează,
urlă, face ca toți dracii, în sfârșit ne-am despărțit, ca să zic așa. Oare s-or fi răzbunat pe medicul ăla, l-or fi dat afară? Eu nu fi... știu ce s-a întâmplat, acolo a fost o discrepanță, nu știu, ori a fost o dezertare a medicului lui. Pentru că ăștia nu m-ar fi băgat la cineva care n-ar fi avut încredere și până la urmă scopul cred că era ăsta, să mă scoată nebun și să mă convingă. Bă, dacă ți-a zis doctorul, te scotea nebun, te internau, asta era primele... Primii pași, da, după aia te internau, după aceea, domnule, a avut o criză acolo, s-a sinucis, așa, că era nebun. Și zic eu, bă, știți care e treaba, noi ne, eu zic eu, fug. Am fugit la bunica mea, la Horezul. Ai plecat de acasă? Am fugit de acasă, da. Am fugit de acasă, că m-am gândit, bă, ăștia mă ucid. Și i-ai spus la nevasta că pleci? Sau așa, nici ea nu știa că pleci? Ia sau mi se pare că eram certați pentru că m-am spărat de la cursurile alea, cum au ajuns cursurile la... Ai bănuit-o pe ea că i le-a dat. Păi da, zic, ce n-ai mi facem? Ziceam că noi ne-am hotărât că plecăm, că îl lăsăm pe ăsta. Nici nu puteam să plecăm din București, pentru că noi aveam facultatea asta, care era da, anul 3. Da, erați legați de facultate. Și ăsta putea să mă exmatriculeze oricând, că văzusem care relații cu decanul, cu rectorul. Normal, cu, putea să facă ce vrea. Cu oricine, deci nu era nicio problemă pentru el. Așa, și eu m-am dus la maica mea, m-am dus la bunica mea. Bunica mea, ăsta a sunat-o pe bunica mea, uite ce a făcut și a părăsit nevasta, că, mă rog, am plecat și de acolo, m-am dus acasă la maica mea în Crișoal. Vreau să spun că din clipa aia, în fața blocului meu, era o mașină permanent parcată. La Crișoal, nu? O mașină de o Dacia albă cu schimburi, cu doi bărbați care stăteau mașina. Și la 8 ore, la 10 ore, nu știu cât, se schimba, venea altă mașină și altă mașină, deci era monitorizat permanent. Acum poate să fie o formă de protecție informativă, pentru că el având funcția pe care o avea, eu cred că așa se asigură protecția informativă, în sensul că să nu iau legătura cu persoane străine, sau adică eu cred că era ceva legal până la urmă, sau nu știu ce formă avea. Mă rog, ei fac legea, ei... Așa, și mă duc eu, zic, bă, știi la cine mă duc? La Cerven, la prietenul meu Cerven, care era decanul barului de avocați pe București. Era, cum ia cu Dragne, decanul barului de avocați, era Cerven atunci. Și fost deținut politic, și el 16 ani de deținut politic, avea o ură pe ăștia de îi mânca pe pâine. Și zic, domne, uite care-i treaba, ăștia, uite ce am pățit, uite ce am, zice, lasă Ștefanele, cum zice, lasă Ștefanele că te protejezi, eu n-ai nicio problemă. Și, mă rog, ăștia au băgat divorț. După ce ai părăsit domiciliul, au băgat divorț. După ce am părăsit domiciliul, așa scrie și în hotărârea de divorț, că a părăsit pe furiș domiciliul conjugal. Eu, mă rog, a fost relația ca... Când ai plecat singur pe jos, pe autostradă? În momentele alea când, după ce a avortat nevastă mea, după ce a, într-una din zilele alea. Imediat, adică da, șocul... Da, psihic, da. Psihic a fost aia de mare. Am vrut să mă duc, auzisem de Mănăstirea Argeșului, știam de la Lucian Blaga de Mănăstirea Argeșului, pe Argeș în jos, că un mal frumos, că eu nu sunt, n-aveam o cultură religioasă în familie. Și zic, bă, mă duc la mănăstire, nu știam dacă e de maici, de călugări, de ce-o fi, zic, mă duc și de acolo mă trimite în altă parte, dar vreau să mă călugăresc, să ies din lumea asta. Și mă rog, am avut un... Deci ai avut așa un semnal să te îndrepți spre Dumnezeu după șocul ăsta când ți-a omorât copilul? Așa, și vreau să spun ceva foarte, mi s-a întâmplat ceva foarte misterios, care nu o să-mi explic niciodată. Deci am plecat pe jos spre autostradă spre Pitești, că... Dar ai avut o țintă sau ai plecat așa de nebun da, din cauza așa? De Argeș, deci am spitești. Dar de ce pe jos? De ce n-ai luat o mașină? Autostopul? Nu mai aveam nici bani, nici că eram și supărat, așa am plecat direct de la Politehnic, am plecat. Și am zis, bă, merg pe jos așa să mă și adun, să mă... Pe banda de urgență, pe unde? Nu exista atunci banda de urgență, nu era nici separator de sensuri pe autostradă, era o... boschetării autostrada, nu-i cum era acum, știi? Pe marginea autostrăzii. Așa, și vreau să spun că la kilometru, nu știu cât să fie, cred că am mers 35 de kilometri. Mamă! Pe la kilometru 35 am văzut o cruce pe marginea drumului cu numele, acum are dreptate să spun că aveam o doză de paranoia, dar o țin minte foarte bine, cu numele fostei mele neveste. Deci aia a fost pentru mine ceva șocant.
Deci am văzut că murise o femeie cu o coincidență. Bine, are și un nume comun. Da. Asta mea nevastă, un da. Nume comun. Și era, am văzut crucea aia cu numele fostei mele neveste și ceva m-a mișcat. Înțelegi, eram și obosit, îmi făcusem în cap toate analizele și reconstituisem tot și nu știu ce. Și m-am mutat pe banda ailaltă, că eu mergeam, mers pe sensul de mers spre Pitești, pe jos încă o dată. Și m-am mutat pe banda ailaltă și am început să fac cu mâna la mașină, să mă întorc la București, să făcuse și seară. Și a oprit o mașină, un șofer, ținite și acum de un camion și zice... Zic, îmi trebuie și ăla. Ia vezi, nu are baterie, să nu vorbesc degeaba. Nu mai are? Nu, e oprit, dar oricum se aude de la mine. Trebuie să schimbăm un pic microfoanele. Am schimbat microfoanele, continuăm... Am rămas la șoferul de camion de pe autostradă. Da, și un camion din ăsta destul de rablagit, care de-abia mergea pe autostradă și fac cu mâna să mă ia spre București. Zice, unde mergi, mă, băiatule, mă întreabă ăsta. Zic, eu merg la București. Zic, da, să știți că n-am niciun ban la mine. Eu chiar n-aveam niciun ban, plecasem fără niciun ban. Și zice el, păi, cum bă, chiar așa, nici măcar de un pachet de țigări? Și a tras, s-a plecat și a închis ușa, mi-a închis ușa, n-a vrut să mai porni mașina și a plecat mai departe. Și am rămas așa, zic, bă, n-a vrut însă și n-a vrut să mai ia, că nu i-am dat nici măcar de un pachet de țigări, că i-am spus că n-am bani. Și mai fac la următoarea mașină, că treceau rar mașinile. Normal, ne rog, acum. Acum unele după alte, erau ceva așa și trece o Dacie, un băiat cu o Dacie și fac cu mâna, îi spun de la început că n-am bani, ce nu-i, domne, nicio problemă, te duc eu la București. Te-i dea Dumnezeu sănătate. Așa, și m-am dus la București. Bineînțeles că m-am dus acasă, m-am odihnit, a doua zi m-am dus iar la Cerveni. Domne, uite care-i treaba. Zice, fii atent aici că facem, mă ocup eu de procesul tău. Ăștia modificaseră apartamentul ăsta, etajul ăla de vilă în care stăteam. Îl modificaseră din 4-5 camere cât avea, 6 camere, îl făcuseră o garsonieră, adică stricaseră pereții la... pe schemă, pe schița imobilului. Nu te dă, nu se aude muzica asta. Nu, bă, închid, vorbește. Dar să nu fie, nu, să e okay. Nu te blochezi de YouTube. Nu, e în regulă, că nu se aude ce fel de muzică. Păi, dar asta era doar pe hârtie, nu era și în realitate, nu? Modificarea. Da, era doar pe hârtie. Că tu aveai 5 camere acolo sau 6, da, sau da, câte da, aveai. Și pentru că era icralului și pentru că eram soț și soție, teoretic ar trebui să împărțim, păi nu mă interesa, nu m-au interesat niciodată valorile materiale, tu mă cunoști, adică este total, pe mine n-ar ruși nimeni să mă prindă cu copil. Asta era și drama mea, pentru că foarte mulți prieteni și foarte multe cunoștințe considerau că m-am prostituat într-un fel, că am intrat în familia asta de securiști, mai ales după ce le-am spus că sunt, ăștia sunt securiști. Și bă, păi atunci înseamnă că te-ai vândut tu, care era cel mai curat dintre noi și, domne, dar n-am știut, adică a fost normal, și nici nu m-am bucurat de bunurile materiale. O dublă traumă și ca dovadă că așa am plecat de acolo fără doar cheile de la casă, când am încuiat, le luasem. Și, mă rog, Cervenii s-a dus la primul termen, s-a judecat la vremea respectivă, judecătoria era la Curtea de Apel de astăzi. Iartă-mă că să înțeleg mai bine, ei au intentat divorțul. Ei au intentat divorțul, ok, da. Și Cervenii s-a dus la primul termen stabilit de judecător pentru divorțul exact, intentat de da, ei. Da. Ok. Și Cerven nu ținea cont de n-aștepta la ordine, el intra direct peste judecător și cerea dosarul, pe motiv că el e decanul barului de avocați, care are foarte multă treabă. Foarte multe procese de făcut și ăștia cam tremurau de frica lui, că era cu gura mare, era și pe hola. Avea și un trecut. Da, cu, ți-am zis că avea 16 ani și el de pușcărie comunistă, a fost deținut politic, adică era, fusese și el destul de traumatizat și nu îi vedea pe ăștia ca sarea în ochi. Și... nu știu ce a cerut el probe acolo, uitați, l-au păcălit, au modificat pereții
niște prostii care pe mine nu mă interesau. N-a vrut să-mi ia bani, bineînțeles că eram prieten și eram și colegi de partid și el s-a oferit să mă ajute. Numai că după amiază mă sună socră meu, știi, cu care nu mai avusesem relații de vreo 2 luni sau 3 luni, cred că trecuseră, până a venit primul termen, nu mai știu cum erau termenele atunci. Și ce faci, mă, tu vrei să faci procesul comunismului, l-ai adus pe Cerveni, cel mai periculos avocat, să ne judecăm cu el, vrei să faci scandal, mă, nenorocitule, ți-ai bătut joc de fata asta. Ai luat o trandafir de fată, eu ți-am oferit toate condițiile și tu ai fost un nenorocit și un ticălos și ne-ai tras în piept și ne-ai indus în eroare și n-am știut cu cine ce șarpe băgăm în casă și mă rog, chestia asta și care se întâmplă în sânul familiei. De obicei la divorțuri, știi că nu, niciodată nu rămân lucrurile frumoase după un divorț. Și zic eu, domne, zice, hai să încheiem o dată, zi-mi ce pretenții de bani ai. Și ce, zic, domne, mie îmi pare rău că nu m-ai cunoscut până acum, pe mine mă interesează banii. Păi atunci de ce zice avocatul ăla? Zic, domne, avocatul zice, eu nu pot să-i cer ce să spună, că omul face chestiuni politice. Și ăsta era adevărul, că Cerveni făcea chestiuni politice. Păi ce vrei tu, mă, să faci procesul comunismului cu mine? Asta te-ai găsit? Hai să ne vedem, să ne întâlnim, să dai o hârtie, îți dau câți bani vrei, numai că să dai o declarație că renunți la tot și că încheiem tot și gata. Zic, bine, domne, uite, da, să vii la mine acasă, zic, dar vină singur, îi zic. El însă nu vine singur, vine cu fisul, i-a fost frică să vină singur și îmi dă o hârtie și zic, hai, spune-mi ce să zice, zic, ce pretenții ai? Eu, ca să fac mișto de el și cumva indigna că omul nu mă cunoscuse și că eu niciodată nu cerusem bani pentru nimic și adică la mine partea asta materială e ultimul lucru care mă interesează și atunci. Și atunci eram și mai curat decât acum. Nici acum nu mă interesează nici atunci, nici atât. Și nu mă dusesem la el pentru bani sau pentru avere sau pentru bogăție sau pentru banii aia din casă pe care îi aveți și pe care nu i-am numărat niciodată. Zic, da, domne, vreau 60.000 de dolari, i-am zis. 92. Stai să spun așa. Și 92, zice, eram 92. Zice, bine, hai să-ți dau 60.000 de dolari să scrii ce, să-ți faci o declarație, să schițăm o declarație. Și zic, mă dictează el acolo că părăseam domiciliu, că o agresam, că nu știu ce. La sfârșit mi-aduc eu aminte că din Enigma Utiliei cu Costache, un personaj foarte caragios pe care îl puneau ăștia să dea al lui George Călinescu, îl puneau ăștia să semneze un testament și el, ca să-și bată joc de ăștia, semnează Iisus Hristos, știi? Moșul, ca să n-aibă nicio valoare. Și semnez și eu la sfârșit Iisus Hristos. Ăsta se enervează. După ce ai scris nu știu câte pagini, nu? O pagină, o singură pagină erau, nu erau multe. Zic, domnule, zic, mie îmi pare rău dacă voi nici acum nu m-ați înțeles că nu asta, eu n-am vrut să vă păcălesc, nu m-a interesat și nu mai interesează nici casa voastră. Într-adevăr, Cerven găsise ca mare chestie că ea dărmaseră pe schiță pereții ăia din apartamentul ăla uriaș, o cuseră o garsonieră, știi? Ca să înșele instanța și să revină soției mele, fiind doar o garsonieră, era doar o cameră și, noroc, se atribuia femeii. Dar pe mine, eu nici nu știam ce a vrut el să facă acolo, că nu s-a consultat, nici nu avea timp, era o chestiune de asta rapidă. Și zic, bine, hai zi-mi ce declarație să dau și am încheiat tot ce să pătălă fără niciun ban, că nu asta a fost ideea. Și am refăcut-o din nou, că mi-am părăsit domiciliu, că plecam noaptea de acasă, că nu știu ce prostii de asta care... Pentru că m-am gândit așa, bă, dacă scrie o chestiune asta rea în hotărârea de divorț și următoarea mea nevastă o să țină cont de asta, înseamnă că n-are rost să mai stau cu ea. Adică lasă să scrie cât mai rău și să mă iubească sincer, indiferent ce scrie în hotărârea de divorț următoarea mea nevastă care o să mă însor. Și că la vremea respectivă se punea cumva problema ce scrie în hotărârea de divorț, că asta era un reper despre tine, da, până la fel de cazier matrimonial. Mă rog, și mă îmbrățiș. Prima oară, mă rog, a făcut, când eu am semnat Iisus Hristos, a făcut un teatru, că m-ai îmbolnăvit de inimă, că m-ai distrus. De cine ești, mă, tu infiltrat la mine în familie? Spune-mi cine te-a infiltrat. El tot avea... Să-i spui, ia eu. El era paranoic, de fapt, și zicea că m-a infiltrat pe mine cineva la el în familie.
cine te-a infiltrat, mă, la mine în familie să mă distrugi și așa. Și până la urmă i-am scris ce a vrut el, m-am semnat, dar rămăseseră cheile lui la mine. Până la urmă nu aveau nicio valoare, că ele se schimbau, cheile. Și zic eu, cheile astea, știți, ți-am zis că săptămânal, asta era regula schimbați la el. Butucii. Schimbam toți butucii în casă. Dar zic că mai am cheile alea de la dumneavoastră, dar le-am lăsat la Horezul, la bunica mea. O să mi le aducă un văr de al meu și zice, uite când vine, uite ăsta e numărul meu de telefon și să mă suni la numărul ăsta că trimit un șofer să le ia, zice el. Cumva am relații amiabile ne-am despărțit, adică a fost un consens din ăsta. Bineînțeles că l-a sunat pe Cerveni, i-am spus să oprească orice proces, ăsta s-a enervat și el pe mine. Bă, la mine, pus pe drumuri. La mine dau unii mii de dolari ca să mai aibă avocat. Deci eu am început să mă cer cu toată lumea, intrasem într-o mizerie atât de urâtă. Cu partidul la fel, ăștia deveniseră suspicios, bă, ce dracu, ăsta e cu securiștii, ești dacă mai e, dacă nu mai e, știi? Cum n-ai bine a știut el că e la securiști, că era greu să le explici că eu chiar n-am știut de securiști. Da, nu te credea oricum. Securitatea e o construcție, o întreprindere foarte complexă și foarte ciudată, foarte greu de priceput. Mie mi-au trebuit ani și ani ca să înțeleg cum funcționează securitatea în spațiul român, securitatea dinainte de Revoluție, securitatea de-a lungul timpului și cum s-a format ea în sfârșit. Și vreau să spun că am sunat la numărul ăla de telefon când a venit vărul ăla cu chei, le-a venit un șofer, da, bună ziua, vreau și eu cu generalul ăsta, socrul meu, pe numele lui. Mi l-a dat la telefon, la numărul la telefon pe care el l-a notat pe hârtie în seara aia când a venit la mine. Și până peste vreo a doua zi, deci m-am întâlnit cu șoferul, i-am dat, a venit șoferul, mi-a dat cheile. Ăia doi în continuare erau în față. Zic, bă, știi care e treaba? Ia să-i spun, eu am uitat să-i spun de tâmpiții aia doi să-mi ia de aici, că se uită vecinii, știau că sunt, că fusese mare pricopsit, mare jmecher în primăverii. Să-mi ia și pe ăștia din față de aici de la mine. Și sun la același număr de telefon și răspunde cineva la telefon. Zic, bună ziua, vreau și eu cu generalul Cutărescu. Ce general, domnule, aici e cooperativa metalocaznică după Ștefan cel Mare? După bulevardul Ștefan cel Mare, zic, sau de la Iancului, parcă mi-a zis. Zic eu, domnule, păi eu ieri am sunat la numărul ăsta și am vorbit. Puși, domnule, de aici, noi avem numărul ăsta de 25 de ani. Ei schimbau fișele. Ei schimbau fișele, adică te lăsau o zi fără telefon. Foloseau defect. Foloseau numărul tău și l-aveau, ăsta e de rezervă. Și până a doua zi îl puneau pe la gata, domnule, ți-am rezolvat telefonul. Și vorbeau pe numărul tău și tu a doua zi când sunai, adică nu mai găseai pentru... Și ăla se jura. Iar așa am sunat, zic, băi, să mai sun o dată. Am sunat din nou și, domne, nata, ești nebun, nu înțelegi că, uite, vină la noi, suntem cooperativa metalocaznică, numărul nu știu cât, pe strada nu știu care. Securitatea are niște metode și niște sistemul securistic care să copieze de la un stat la altul. Deci cum unul dintre servicii ajunge la o anumită performanță, celelalte servicii sunt obligate să copieze. Pentru că dacă nu îl copiază, rămân în urmă. Și apare decalajul și și pierd foarte mult. Cât am stat acolo, am învățat toate mecanismele astea și tot sistemul ăsta lor de eludare, de distragere, de simulare, atenție, tot ce am învățat pe acolo, din păcate, mi-e pare rău că m-am învățat și asta râde fiul de mine acum că el face tot felul de studii, interacțiune om-mașină și, mă rog, în cadrul universitar. Și v-ați despărțit amiabil, s-a încheiat procesul, tu n-ai luat nimica? Da, eu n-am luat absolut nimic și nici nu... Nici alea 30 de costume? Nici alea 30 de costume, un costum pe care îl primisem de la ambasadorul Braziliei sau nu știu de la cine, un super costum cu verde, așa, cu o inserție verde. Fosta mea nevastă l-a dus la croitor și l-a făcut pentru ea și l-a modificat să fie pentru ea.
Și venea cu el îmbrăcată ca să mă enerveze, Venea cu probabil. el îmbrăcată unde? La La școală? școală, da, venea la După ce școală. ați După divorțat. ce am divorțat, că am rămas colegi în continuare. Și ce relație era între tine și ea? Vorbeați sau o lăsați să vorbească cu tine? Sau ce mai Deja faci? Ce mai nu știu ce? se făcuse anul 4, cumva mi se pare că ne-am separat în două grupe diferite și mă începusem și foarte multă practică. Dar totuși ai iubit-o, ai putut dintr-o dată așa să ștergi cu buretele după divorț? N-am avut ce să faci. Gândește-te că în paralel a fost o traumă cumplită cu securitatea, cu partidul, cu revoluția, cu amintirea tatălui meu, cu presiunea asta publică care s-a făcut asupra mea că, bă, ți-ai vândut sufletul diavolului, că ceva de genul ăsta, știi, Dr. Faust al lui Da. Goethe. A fost o traumă destul de puternică care m-a marcat și din care am ieșit tot cu sfaturile seniorului Coposu, care a spus: mă, la securitatea te lasă în pace dacă vorbești mult, dacă spui tot. Ăsta e și un motiv pentru care n-am ascuns niciodată chestiunile astea și le-am tot povestit, pentru că lor le frică de transparență, de comunicare, de deschidere, deci lor le convine obscuritatea, nu să știe, să se ascundă, să știe doar ei, să mistifice ei adevărul. Deci așa funcționează sistemele securistice din toată lumea asta, nu numai din spațiul românesc și numai securitatea Ceaușist. Securitatea Ceaușistă era și ea doar o simplă rotiță a unui mecanism infernal care funcționa la nivelul spațiului ex-sovietic, pentru că ei aveau tratatul de la Varșovia, unde se întâlneau un fel de NATO al țărilor comuniste și care avea și o componentă securistică, adică se corelau acolo. Dar nu regret deloc, a fost o experiență extraordinară După ce ai care... terminat facultatea, te-ai mai întâlnit cu fosta nevastă? Da, m-am mai întâlnit, măsurasem deja cu actuala mea nevastă, pe care am cunoscut-o la Horezu, că tot așa după am zis să mă duc să mă reculeg la maica mea, la bunica mea, la Horezu în Vâlcea. Și am cunoscut-o pe actuala mea nevastă, pe care am cerut-o în primul sfert de oră de când am cunoscut-o. Deci în primul sfert de oră de când am cunoscut-o am și cerut-o de nevastă, știi povestea. Știu povestea, normal. Că Eu v-am organizat nunta. da. Și mă rog, am avut așa un fleur. Nu am cerut decât două femei de nevastă Asta a în fost în viața mea. 1993. În 92 tu ai divorțat de fosta nevastă și în S-a 93... terminat, mi se pare că nici nu terminase în divorțul când am cunoscut-o pe Mihaela și când m-am hotărât să mă însor, că zic, bă, mă stric, hai să... Am terminat cu Tu te-ai nebunia. însurat în 93 sau 94? 94, parcă. Sau în Nici eu nu 93? mai știu, cred că 93. 93. În vară, da. 93 sau 94. Așa, și mă rog, a fost o experiență. Despre securitate, aș vrea să-ți mai spun câte ceva, să știi Spune-ne, ca să închem cu familia asta ciudată. ciudată, pe parcursul anilor ai mai avut un contact cu ei sau te-ai mai întâlnit cu ei sau te-ai mai contactat? Ce s-a mai întâmplat? Am mai avut cunoștințe comune care le cunosc. De exemplu, am găsit un ofițer care și-a dat demisia și care a fost subalternul lui socrul meu. Și nevastă sa e tot avocat, e colegă cu Și l-ai nevastă. cunoscut prin socrul tău, nu atunci, în Nu, nu, perioada nu, aia, nu l-am cunoscut. după. Nu, povestindu-le despre situația mea de la socru, începe păi, el știu pe ăsta a fost șeful meu, eu am renunțat Job. la job și am devenit om liber, Dar știu că... există când ești în servicii să devii om liber? Că prea știam că Da, doar cu picioarele nu. înainte poți să devii om Deci liber. în sistemul actual și fosta mea nevastă a fost integrată în sistem o perioadă de timp vreo A, patru. deci au făcut-o securistă Au până la făcut-o urmă. securistă, dar pe, nu pe SIE, pe sistemul intern. Ce înseamnă Și sistemul intern? SRI? da, exact, da. Și a fost o perioadă ofițer. M-am întâlnit cu ea pe Victoriei când eram până 95. Și ți-a zis că lucrează la SRI? Nu mi-a zis, atunci mi-a zis altcineva care, mă rog, era foarte enigmatică, foarte greu obținea informații de la ea. Am întrebat-o ce faci și m-am tresărit așa când am văzut-o, că îți dai seama, a fost o amintire, terminasem și facultatea de 2 ani și zice,
Zic, ce faci? Unde lucrezi? Și mi-a arătat cu mâna așa pe Victoriei, pe aici, pe undeva. Mi-am dat seama că asta e maxim ce poate să-mi spună, o cunoșteam foarte bine. Și pe urmă cineva care tot din SRI mi-a spus că a lucrat la noi, dar până la urmă s-a retras, că taică-su a cumpărat o firmă și a pus-o la director la firma aia, mă rog, o poveste destul de Am complicată. văzut la un moment dat că a avut probleme penale și au făcut ceva șmecherii, nu știu ce, că a apărut în presa la un moment dat după ce s-a pensionat, avea Da, niște probleme penale. foarte mulți ofițeri din vechiul regim s-au băgat în tot felul de chestii și Majoritatea. cu conexiuni politice și au mers de multe ori la limita legii. Din ce știu eu, nu a avut niciodată, adică n-a fost arestat, au fost niște articole de presă. Am văzut niște articole în presă în care spunea că e ceva cercetat penal sau ceva de genul Da, ăsta. și a făcut o firmă de pază și protecție și nu știu ce au făcut cu Mă ei, rog. au sechestrat, au făcut niște prostii. Mă Ce au rog, învățat și ei, ce au știut, nu puteau să facă altceva, da, nu? și până la urmă vrei să spun ceva sincer, oamenii ăștia sunt și ei deformați pentru că sistemul îi deformează. Gândește-te că lucrezi undeva unde ți se spune că totul e secret, că n-ai voie să vorbești, că n-ai voie să miști, că n-ai voie să faci stânga-dreapta, că tot ce vrei să faci în plus față de ce ai voie trebuie să raportezi. Și până la urmă te deformezi, devii tu însuți un roboțel de sistem și te țăcănești. Adică vrei să spun ceva, cumva pensiile astea mari pe care le au ei sunt justificate. Pentru că atât de rigid și de strict și de riscantă e viața. Și s-a spus cinismul sucul ăsta al meu care vorbea inclusiv de copilul lui că poate să-l bage acolo în groapa aia. Și adică îți dai seama cine ar putea să vorbească E copil asemenea așa, tâmpenii. normal. Da? Și de asta un chiuretaj, că până la urmă, na, e o chestiune mai ales atunci după Revoluție, să ridicase restricția asta cu chiuretajul, nu era nicio problemă, indiferent de luni, puteai să și în 6 luni te chiuretau, dacă dădeai banii pe care îi cereau medicii. Că, mă rog, și ca în orice profesie și medicii sunt, există și medici cu care și încalcă principiile creștine. Dar istoria serviciilor, vreau să spun că, mă rog, m-am aplecat destul de mult asupra fenomenului ăstuia, că am fost curios să văd cum au apărut serviciile, cum au evoluat, ce s-a La noi sau în întâmplat general, în... și la noi în spațiul românesc și în general. Serviciile astea sunt absolut necesare până la urmă pentru stabilitatea statului, pentru că un om cum a fost Lenin, de exemplu, Lenin a fost trimis de Kaiserul Wilhelm al II-lea din Elveția, a fost trimis să facă Revoluția Rusă ca să scoată Rusia din primul război mondial, pentru că la vremea respectivă, în 1917, Rusia era aliată cu Franța și cu Anglia și pentru Germania, care era înconjurată, avea un front oriental unde se bătea cu Rusia și încă un front occidental unde se bătea cu Franța și Germania, cu Franța și cu Anglia, era foarte important să-și mute armatele după un front, să-i libereze un front. Și atunci și-a dat seama că militar nu poate să facă nimic și l-a trimis pe Lenin, pe Ulianov, care îl chema Ulianov și Lenin era numele lui de securitate, să facă Revoluția Rusă. Deja englezii făcuseră o altă revoluție, pentru că revoluția asta a fost în noiembrie 1917, dar englezii făcuseră o altă revoluție în februarie 1917, deci cu 10 luni mai devreme, prin Kerensky, care, mă rog, revoluția lui Kerensky l-a dat jos pe țar. Deci până la urmă tot războiul ăsta mondial sau tot ce s-a întâmplat în Rusia se datorează serviciilor secrete. Sunt lucruri care se secretizează pe 25 de ani, pe 50 de ani, pe 100 de ani. Ce vezi în spațiu public sunt de obicei falsuri care mai au rolul de a te Fake news-uri. deruta. Dar și când se desecretizează, deja nu mai interesează pe nimeni, pentru că a trecut atâta timp că nu mai. Și în felul ăsta, mai toate revoluțiile, uite, în spațiul românesc, ai auzit de Tudor Vladimirescu, care chipurile ar fi român, nici vorbă. El era ofițer rus, a luptat în războiul ruso-turc din 1815. Vladimirescu îl chema pentru că era posesor al medaliei Sfântul Vladimir
pe care o dăduse Alexandru I, ăsta care s-a bătut și cu Napoleon. Și așa l-a chemat Vladimir. Și era ofițer rus și chiar și proclamația de la Padeș e scrisă cu litere chirilice în limba slavonă, nu e scrisă în limba română. De fapt, a fost o luptă a rușilor cu turcii în spațiu românesc. Noi zicem că e Revoluția Română. Știi că era bancnota asta de 25 de lei pe vremea lui Ceaușescu cu Tudor Tudor Vladimirescu, Vladimirescu. mi-aduc aminte, Bine, da. cumva tot Cu căciula aia în cap, așa. de panduri. O să râs, pandurii au fost un corp armat înființat de austro-ungari, de Habsburgi, pardon, cu 100 de ani înainte, când au stăpânit Oltenia. Și au făcut un corp militar cu care să poată stăpâni Oltenia. Și mă rog, l-au preluat rușii, deci toate revoluțiile din toate, să uite, Revoluția Americană, de la 1783, când englezii au fost izgoniți și-au declarat independența americană, au izgonit pe englezi, a fost pusă la cale de Ludovic al XVI-lea, care a trimis 1 milion de lire spionilor lui, generalului Lafayette, și să facă revoluția. Pe urmă, Revoluția franceză de la 1789. Englezii, de supărare că au pierdut America, au trimis spioni în Franța care să facă revoluția din Franța. Deci toată istoria omenirii este dirijată de fapt de acești oameni spioni ai serviciilor secrete, pentru că un singur spion din ăsta ca Lenin poate să facă mai mult decât o armată întreagă. Uite, Ion Iliescu, de exemplu, care toată lumea a auzit Iliescu KGB. Bineînțeles că Iliescu era omul KGB-ului. Gândește-te în primul rând că el a făcut Universitatea Tehnică din Moscova, acolo a fost racolat, nevastă sa Nina Irusoaică, că de obicei ăștia, ca să te fidelizeze, să fie sigur că ești omul lor, îți dau și o nevastă. Și el a funcționat în spațiul românesc, chiar și pe urmă lui Ceaușescu sau chiar după Revoluție, ca KGB-ist, deci ca omul, ca reprezentantul Moscovei, da, Moscova Uniunii Sovietice, nu Moscova lui Boris Du Boris Selțin Hilton, da. de după august 1991, de asta a apărut și un clivaj. Deci cam toate evenimentele din lumea asta le fac serviciile secrete. Serviciile secrete sunt stăpânii absoluți ai zilelor noastre, negocierile de pace, de toate sunt intermediate de servicii și Deci astea sunt politicienii sunt marionete, adică sunt lăsați de doar în obicei. măsura în care nu afectează prea mult. De obicei, serviciile secrete, pentru că sunt foarte discrete și nu vor să se afișeze, folosesc oameni politici, care unii dintre ei sunt spioni de-ai lor, adică pe statele lor. Acoperiți. Dar acum să-ți mai spun ceva, de ceva vreme, cam de 70 de ani, marile servicii nu mai spun agenților lor că aparțin serviciilor secrete respective, pentru că ăla poate să înnebunească într-o zi sau să-i spună nevestii sau unui prieten că aparține unui serviciu respectiv să-l Îl deconspire. angajează ca la un ONG. Așa, și l-angajează la o firmă, la un ONG, la un partid politic și el nici nu știe de fapt pentru cine lucrează. Deci este o discreție absolută care funcționează în zona serviciilor și care, deci ce vezi tu, clasa politică, aici este un mare secret, clasa politică e de fapt o interfață care protejează serviciile. Și asta încă o dată, nici nu poți să știi dacă e rău sau bine, că de multe ori, băi, aș vrea ca un sistem articulat și rațional să conducă o țară, știi? Dacă serviciile ar face doar chestii bune pentru țară și pentru popor, ar fi ok. Dar vezi că foarte mulți oameni din servicii sau foști din servicii au profitat de accesul lor la informații sau accesul lor la anumite persoane sau anumiți politicieni și au făcut chestii distructive. Adică, cum ai zis tu, firme, tot felul, licitații, au dat unor oameni de afaceri care împărțeau banii cu ei, niște licitații trucate, tot felul de nebunii. În primul rând, serviciile prin construcția lor, prin legea lor de funcționare au voie să aibă niște firme care în care Nu, eu nu vorbesc de firmele serviciilor, că da, e ok, mi se pare corect, stă pe niște bani în care te finanțezi. Sunt niște operațiuni secrete de care nu trebuie să știe toți miniștrii care votează bugetul sau ceva, sunt niște, toată lumea are, și CIA-ul, și KGB-ul, și SRI-ul, și toată lumea.
Eu vorbesc de cei din servicii care profită de poziția lor și de accesul lor la informații ca să-și tragă niște bani lor și familiei lor. Sorina, îți dai seama că orice pădure are uscături, cu cât se degradează sistemul, cu atât sunt derapaje de genul ăsta. Dacă există defectări, dezertări, ăsta e maximul dezertarea. Faptul că doar că își folosește relația lui cu o anumită firmă, asta e tot. Bine că încalcă regulile interne și normele și ce au stabilit. O grămadă de foști general din servicii, da, din STS, din SRI, din SI au fost implicați în tot felul de scandaluri cu firme, cu astea, uite, și Opriș, care era la STS, mi se pare, nu? Câte scandaluri, câte astea, până l-au forțat colegii lui, bă, dă-ți demisia, că ești băgat în prea multe căcaturi, prea multe scandaluri, prea multe furăciuni și asta și ne face instituția de râs. Da, deci este o... ei se bagă și pentru că sunt pensionați foarte devreme, mai ales în spațiul românesc, am zis de unde vine, pentru că la un moment dat, în momentul intrării noastre în NATO, s-a pus problema, bă, cum scăpăm de relicvele astea comunistoide care au fost în tratatul de la Varșovia cu rușii și cu sistemul, că noi acum vrem să mergem spre NATO și atunci ăștia nu sunt de încredere și atunci hai să dăm o lege prin care îi putem pensiona foarte devreme. Și ăsta e motivul pentru care foarte mult se pensionează la 45 de ani, la 47 de ani. Da, dar și pun copiii, nepoții, da, rudele. Și-au pus oricum, ăia și-au pus așa cum pe mine, fostul meu socru, vreau să mă bage. Sunt o grămadă de familii întregi, adică tata, mama, ginerele, păi fata care lucrează în serie, în SIE, peste tot. În primul rând, selecția o fac tot subalternii tăi, că dacă tu ai o funcție de conducere sau... Îl pui pe ăla, iar pe Ștefan, iar pe Sorin. Da, exact. Și păi dai, adică e o mafie, o mică mafie din când în când. Hai spun că profită unii oameni de rea credință, nu toți, că sunt și oameni de bună credință. Profită de poziția lor în sistem, de accesul la informații, de toate avantajele oferite de funcția lor. Da, tot ce au ei, tot ce are. Și le folosesc în interes personal, nu în interesul României sau interesul poporului român sau interesul economiei. Foarte mulți foști securiști din vremea lui Ceaușescu au devenit milionarii perioadei post-decembriste, da. Pentru că ei aveau relațiile comerciale, știau de unde să cumpere, unde să vândă, plus că știau de niște conturi bancare pe care ei le gestionau, pentru că ei erau elementul de conexiune între serviciu și companiile alea externe, că aveau, da, și companii străine care aveau transporturi de mărfuri, unele mărfuri erau pe drum, unii bani trebuia să se încaseze după, adică nu era nicio problemă să îi muți dintr-un cont în altul, făcând pact cu lumea politică. Vreau să spun că, mă rog, primele... există mai multe tipuri de trădare sau de securisme sau de forme. Mă rog, cel mai popular e ăsta cu James Bond, cu agentul 007, care e destul de metaforic și destul de, știi, că au băgat cu gagiș, că umblă el cu cele mai, da, tare, da, gagiș, cele mai tare gagiș, cazinouri, mă rog, asta e total... Cred că e un exemplu, da, relevant. Mie, sincer, mi-a fost frică, Sorin, să, adică nu mă potriveam, erau niște chestii de trădare pentru care n-aș fi putut să merg mai departe și așa am avut niște traume peste care am trecut foarte greu și unul dintre oamenii care m-a, deci, ajutat... Nu, nu erai fericit? Nu eram deloc fericit pentru că, încă o dată, spun tuturor care cred că bogăția este calea sau locul unde găsești fericirea, nici vorbă, din contră, s-ar putea ca banii și averea să-ți aducă traume și suferințe mai mari decât ai fi avut dacă erai sărac. Deci eu asta am făcut în momentul respectiv, am trecut de la o sărăcie luce la o îmbogățire fabuloasă și am devenit mai nefericit decât înainte și m-am întors cu cea mai mare viteză la locul de unde... Tu știi istoria, că o să zic că nu am mai făcut avere, știi că ți-a dat socrul meu, știi foarte bine că m-am angajat la tine când am plecat de la socrul meu. M-am angajat, Sorin era director o firmă, la unei firme condusă de un austriac care investea în România și l-a luat pe Sorin ca director ca să-i deschidă puncte de lucru și m-am dus printre mai mulți oameni, m-a angajat dintre ei și, mă rog, eram sărac, pe salariu stăteam, n-aveam bani. Confirm.
Așa, și de acolo m-am rupt, am stat 3 luni la Sorin, mi-am făcut propriul meu business și A furat meserie de la mine. Da, mă rog, dar n-am mers pe ce făceai tu, că tu nu făceai producție. Pot să spun că poate tu ai luat de la mine producție, că m-am apucat prima oară de producție. Mă rog, nu mai mă rog. Contează cum, că noi aveam o relație specială și nu o să nu contează cine a furat de la cine, important e că am furat amândoi, nu? Da, și plus că primul nostru import, de care a fost cel mai important, l-am făcut împreună. Împreună, da, 94. Și eu n-aveam curajul să-l fac, eu tot cumpăram de la niște importatori. Intermediari, așa, Sorina să aibă să facem noi importul. Ca dovadă că nu m-am supărat pe Ștefan și am glumit cu furatul, că nu s-a pus niciodată problema de furat și am rămas de atunci în relații foarte bune și am mers în paralel la început, adică ne-am făcut importurile împreună, am pus banii pe jumate, chiar dacă nu eram în aceleași firme sau ceva. Mă rog, mai avem ceva de adăugat? Asta, deci în zilele noastre, cum arată serviciile secrete în România, sunt o forță, sunt destul de decimate, spun eu, pentru că nivelul educațional, chiar și în cadrul serviciului, uite-te la universitatea asta, Mihai Viteazul, a SRI-ului, ai văzut câți Ciolacu și-a făcut doctoratul ăla fals, pe care nu l-a mai terminat, că l-au izmatriculat ăștia, că... Mă rog, de fapt, adevărul e următorul, că în momentul în care trebuia să-și dea doctoratul, l-au prins pe Ponta cu doctoratul fals. Pe și... Ponta, în timp cât a fost prim-ministru, l-au prins de 56 de ori ziariști sau nu mai știu cine, cu minciuna. Da. Dovedit. Da, dovedit. Nu poți să faci politică, Sorin, fără să minți. Deci politica este locul unde minciuna se întâlnește cu omul, ca să zic așa. Deci nu poți, pentru că există niște interese de stat pe care nu poți să le spui, tu nu poți să spui că nu-ți ajunge bugetul. Și atunci ai minți, păi ăștia, da, domne, ajunge, că eu sper că în martie să primesc un împrumut sau să mă ajute cineva și atunci ai duci cu vorba. Asta înseamnă că eu aș face, ăsta e motivul pentru care nu am dorit niciodată să intru în politică, că mi-am dat seama tot așa că trebuie să faci niște compromisuri, trebuie niște să minți, compromisuri inimaginabile pe care mi le-aș putea reproșa. Din motivul ăsta n-am intrat nici în securitate, deși acum eram pensionar și poate eram general cu 4 stele și aveam, eu știu ce... poziție sau ce firme sau ce sau eram mort ca colonelul ăla care... Normal, cred că varianta a doua. Da, așa, mai rău, mai degrabă. Dar m-au ajutat încă o dată enorm atât prietenii cum este Sorin, dar și oamenii ăștia minunați care nu mai sunt printre noi, care au fost deținuți politici. Deci oamenii ăștia mi-au dat forță, m-au învățat cum să mă apăr de securitate. Și poate că datorită lor n-am făcut pasul, poate că așa cum am făcut pasul să-mi schimb numele, nume pe care mi l-am luat la divorț imediat, ăsta a fost singurul lucru pe care l-am cerut. Să-ți dea numele înapoi. Așa poate că făceam și compromisul ăsta cu securitatea, dacă nu aveam modelele astea morale lângă mine de oameni care suferiseră. Mă gândeam, băi, oamenii ăștia au stat 17 ani, 16 ani, 19 ani în pușcării comuniste. Nu, dar și taică-te-o, care a fost un anticomunist, mai zic de tata, da. Cu care... respect față de el și față de... Și da, spun încă o dată, tata niciodată nu mi-a zis să nu mă duc. A zis, faci ce vrei. Și eu, copiilor mei, deși sunt ortodoxi și creștini ortodoxi, botezați și știi foarte bine asta, le-am dat Mircea Iliadă, istoria religiilor, și am zis, bă, uite, alegeți-vă ce religie vreți voi, ca să nu vă forțez eu într-o anumită direcție, că Dumnezeu e același pentru toți până la urmă. Mă rog, asta a fost, am încercat să fiu cât se poate de, cât mai puțin melodramatic, că multe chestiuni le-am spus mai cu perdea. Te-ai gândit să scrii o carte? Pentru că... viața bate film, adică practic ce mi-ai povestit e un scenariu de film sau de carte. Este un scenariu, dacă aș completa și cu experiențele mele din armată și ce am pățit și pe acolo și pe urmă cu politica. Da. Și păi numai în ultimii 2 ani, Sorin, cu domnul Marian Neacșu, care e vicepremier, sau cu ăsta Țuțuianu sau cu Moraru, cu triada. Apropo, asta. Chiar asta era o întrebare, dar ne-am luat cu altceva așa. Din moment ce serviciile astea sunt făcute să apere România, interesele țării, de ce
Ele știu sigur, pentru că au oameni peste tot, ele știu sigur de ce fraudă se face și de ce corupți sunt politicienii, de ce nu fac nimic, de ce nu acționează. În primul rând au nevoie de ei. Și doi, să-ți mai spun altceva. Știi ce mi-a zis cineva de la guvern? Băi, știi cine, Neașu, de ce te-a marginalizat, s-a luat de tine? Pentru că i-au dat voie serviciile să o facă. Și am întrebat următoarea întrebare și băi, de ce serviciile ce au cu mine? Păi și-au dat seama că tu erai singurul care te puteai bate cu el. Adică ele nu se afișează să folosesc de intermediari, de unelte, înțelegi? Deci eu îi dau voie lui Neacșu, bă, ai voie să-l execuți pe Jicol, știind că Jicol o să facă scandal monstru și o să te distrugă cu timpul prin ce de nu ai distrus, din contră, poți avansa vicepremier. Da, bine, au mai fost mult și... L-ai reclamat la DNA și la parchetul general și de un an și o lună nu s-a întâmplat nimic, nu l-a chemat nimeni. Dar ți-am zis, deci serviciile nu lucrează direct, lucrează prin intermediar. Deci ele aranjează lucrurile de așa manieră încât să iasă cumva, bă, chiar dacă nu se întâmplă imediat, pe termen lung tot acolo duce treaba. Gândește-te în primul rând că Neacșu ăsta e mâna dreaptă a lui Ciolacu, atâta vreme cât guvernul trebuie să funcționeze, trebuie să se bucure de anumită protecție, chiar din partea serviciilor, că asta e treaba lor. Și au zis, bă, cel puțin pe un moment... Deocamdată să strâng probe, face și Jicol scandal pe de altă parte și când o să cadă Ciolacu, cad și ăștia la grămadă cu el odată, cum s-au mai întâmplat. Păi uite, ăștia, și Neacșu și Tuțuianu și toți au fost aghiotanții lui Dragnea. A căzut Dragnea, ei n-au căzut. Niciunul, din contră, au fost avansați toți. Deci au fost acolo, în fieful lui Dragnea. Da, deci... De-aia spun că sunt sceptic, așa, știi? Da, o să vedem ce o să se întâmple. Oricum eu nu mă bucur de răul lor sau de ce o să li se întâmple. Ei nici eu nu mă bucur, dar... încalcă legea permanent, deci ei nu știu să o respecte. Se bazează pe... au o brăznicie și un tupeu extraordinar. Da, pentru că controlând și sistemul de justiție și presa, ei practic n-au nicio frică de nimeni. Da, și dau bani. Bine, presa, știi cum e presa, azi e, mâine nu mai au fost. Năstase, cum era Adrian Năstase, era zeul zeilor. Deci nu îndrăznea nimeni să ia de el, nu scria nimeni. Eu scriam la vremea respectivă în România Liberă, când a făcut copertina aia la Palatul Victoria, am scris un articol, Tunelul Prințului Infatuat, că și-a făcut și de-abia mi l-au dat. Bine, România Liberă era împotriva lui Năstase. Dar, pe urmă, toată presa i-a sărit în cap. Nu mai era nimeni care să țină cu Năstase, de unde avea o protecție totală, așa și ăsta, Ciolacu. Deci dacă o să cadă, pentru că ți-am zis încă o dată, trebuie să vină teoretic Joana la PSD ca să reformeze un pic partidul ăsta, că așa nu mai merge, că e acolo o corupție înfiorătoare. Apropo de securiști, dacă s-a fost securist al lui Joana, nu? Nu, n-a fost militar. Militar, a fost, general. A fost ceva, generalul care se ocupa cu ALA, cu adăposturile antiatomice din București și se spune că l-ar fi putut scoate pe Ceaușescu dacă ar fi vrut, pentru că, mă rog, acum pot să vă spun o confidență că am lucrat la Casa Poporului, există o tunel prin care poți să mergi cu mașina de la Casa Poporului la Piața Unirii. A scris și în presă chestia asta. De la Piața Unirii, de la Casa Poporului, de la Palatul Parlamentului, tot îi zic Casa Poporului, cum îi ziceam pe vremuri când lucram acolo, când am lucrat 6 luni, până la izvor, mă rog, este și spre Palatul Cotroceni. Am zis că și stație de metrou și-a făcut. Da, 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 deci poți să putea să plece și să... Plus sub Casa Poporului. Deci asta de la duncea o noapte acolo în Comitetul Central, din moment ce el din Comitetul Central putea să meargă prin tunelul ăla până la Casa Poporului sau până în altă parte? Pentru că el credea că poate să conducă, el credea că e doar o rebeliune minoră, cu o minoritate care se revoltă și credea că poate să-și facă un cartier general acolo de unde să controleze tot și să reprime... Dar el își făcuse buncăr în Casa Poporului cu tot ce trebuie, cu toate cele... Nu era mai sigur în Casa Poporului decât în clădirea aia veche? Casa Poporului nu era terminată. Aha, deci nu era gata. S-a terminat în primele luni de la 90 a mai funcționat. Uh-huh. Adică a mai funcționat șantierul și, mă rog, nu era gata efectiv. Adică a fost o chestiune de luni. Foarte mișcătoare așa povestea ta și foarte traumatizantă și foarte... Trist, să zic așa. Și... Mă, nu e trist că s-a terminat cu bine până la urmă. N-am murit. Mi-am luat o nevastă extraordinară pe care n-aș mai găsi-o nici dacă aș mai căuta alte 10 vieți.
Îmi pare rău și de fosta mea nevastă, sincer, și am așa Nu, o... dar că n-a arată reușit să salvez situația lipsa pentru... de empatie a oamenilor ăștia din sistemul ăsta, știi, față de oameni, știi, adică e... Sorina, există în servicii se numesc interese de stat. Deci când apare interesul de stat, tu ești educat de mic că interesul de stat primează și interesul de stat ți se dă de șef. Tu nici nu știi dacă ăla e într-adevăr un interes de stat. Și era un interes de stat să omoare un copil? Da, câți n-au făcut avorturi, curetaje, deci asta e... Bine, dar mame singure sau cu nu știa cine e tatăl sau... Da, se întâmplă adesea. Asta e, mă rog, eu nu zic că nu e o dramă, pentru mine îți dai seama cu atât mai mult că era primul meu copil, dar n-aș învinui chiar așa de mult că nu e primul caz din istoria omenirii. Adică sunt situații care se întâmplă și mai ales după Revoluție. Păi uite, era Mary Stop acolo lângă unde ai locuit și tu pe strada Bucur sau cum îi zice. Da. Pe acolo, după Revoluție, se făceau 300 de avorturi pe zi. Deci era, a fost acolo o crimă extraordinară. Mă rog, femeile se duceau să facă curetaje. Știu unde zic, în Da, față cu da. colectivul. Și fii Da, 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 da. atent ce chestie ciudată, ca să vezi că E o există o... modernitate acolo. Aia, Mary Stop-ul, e chiar față în față colectivul ăla care a luat foc și Da. care... Mă rog, și acolo e o chestie foarte ciudată, trecând peste paranoia asta de care zicea socrul meu. Știi că au făcut în noaptea de Sfântul Andrei, sau au făcut de, zic, au făcut de Halloween, știi? Au făcut chestii diavolești, ca e și prima oară patriarhul să spună, dom'le, ce căutau ăia, când s-a făcut scandal. Mă rog, nu mai intrăm în aminte că sunt și acolo drame, au murit 60 de oameni, sunt oameni Da. sensibili care... Asta a fost mișcător, mișcător podcast, după părerea mea, greu. Eu țin foarte mult la Ștefan ca la fratele meu și m-am regăsit, așa să zic, prin ce a trecut el și mi-a dat o stare așa de tristețe, de neputință, de nu știu, un sentiment foarte, foarte ciudat pe care nu l-am prea avut așa în discuțiile mele din podcast. E prima dată când mă transpun în pielea cuiva. Mulțumesc mult de tot pentru relatările tale și pentru sinceritatea ta și sper că cei care s-au uitat la noi au tras niște concluzii și niște învățăminte și este mai clar exact ce se întâmplă cu sistemul și cine sunt oamenii sistemului și măcar o parte din ei sau cât de empatici sunt cu populația de rând. Sorine, dramele astea ne înconjoară și există la tot pasul. Timpurile sunt mai bune și mai rele. Cred că fiecare om are drama lui personală, mai mare sau mai mică, depinde cum o vedem. Adevărul în sine e o chestiune foarte subiectivă, în funcție de experiența fiecăruia, de sensibilitățile, și merge mai departe, asta e viața. Noi, Da. știi teoria mea, că noi aici trăim într-o pușcărie în care suntem lăsați să ne chinuim cu suferințe, și până la urmă când epuizăm suferințele astea și am depășit chinul pe care am fost lăsați să-l ducem, suntem mutați, precum Enoch din Vechiul Deci Testament. colonelul ăla cu 7 ore sau 7 casete l-au mutat, că Ispășise. ispășise pedeapsa, nu mai știu să vorbesc. Da. Mulțumesc mult de tot, Ștefan. Și eu cu plăcere, Sorin. Doamne ajută, o Mulțumesc. seară minunată, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.